Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Vă propun să discutăm în seara aceasta despre o temă frumoasă, o temă care ne privește pe toți. Nu suntem teologi, personal nu sunt un teolog de profesie, am studii de teologie, dar sunt pastor și nu profesor de teologie. În schimb, îmi place Scriptura și îmi plac temele care vorbesc despre Hristos și îl au pe El în centru. În seara aceasta vă propun să discutăm despre mântuire. Dacă există mântuire în afara propovăduirii Evangheliei. Este cât se poate de limpede că Iisus Hristos i-a mandatat pe ucenici să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia. Însuși Mântuitorul a spus în Matei, capitolul 24, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 2, cu versetul 16, că după Evanghelia lui Dumnezeu va judeca această lume. Iisus Hristos, când și-a început mandatul de Mesia în Marcu, capitolul 1, se spune că a început să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu. Nu de puține ori Apostolul Pavel spunea că predicarea Evangheliei este indispensabilă, de neapărată trebuință. Pentru că Evanghelia este cea care ne conduce la Domnul Iisus Hristos, singurul capabil să ne mântuiască. Dar apare o tensiune în Romani, capitolul 2, unde Pavel vorbește despre păgâni, despre neamuri, care nu au Evanghelie, care nu au lege, care nu au revelația scrisă a lui Dumnezeu și totuși au posibilitatea să fie mântuiți. Întrebarea este, poate cineva să fie mântuit fără să audă de Iisus Hristos, fără să cunoască Evanghelia, fără să cunoască adevărul lui? Aici apare tensiunea despre care vă spuneam adineauri. Și în seara aceasta încercăm să corelăm Matei 28, începând cu versetele 19-20, până la Romani, capitolul 2, cu versetele 14 la 16. Adică în Matei, capitolul 28, găsim mare trimitere. Și o numim mare trimitere pentru că găsim două mai mici, Matei 10, Luca 10 și Matei 28. În Matei 10 avem 12 ucenici trimiși, în Luca 10 avem 70, iar în Matei 28 avem 500 și prin extensie întreaga biserică. De aceea se numește Marea Trimitere. Așadar, în Matei capitolul 28, începând cu versetul 19, Mântuitorul le spune ucenicilor, mergeți în toată lumea, învățați, botezați, faceți ucenici, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar este interesant că în versetul 18 Domnul Iisus Hristos se apropie de ei, vorbește cu ei și le spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ei bine, în virtutea acestei puteri, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este cerința Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de biserica lui. Întrebarea este de ce trebuie predicată Evanghelia? În Romani, capitolul 2, aici apare tensiunea despre care vă vorbeam adineaori. Pavel spune în felul următor, când neamurile măcar că n-au lege fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Chiar vă îndemn, dacă aveți Sfânta Scriptură la dispoziție, să o deschideți împreună cu noi. Vorbim despre Romani, o epistolă din cele 14 pe care Apostolul Pavel le-a scris și acolo găsim tensiunea despre care v-am povestit încă de la început. Repet, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și mărturisește și gândul lor, care sau îl învinovățesc, aici mă refer la cuget, sau Pavel se referea la gând, sau îl dezvinovățesc. Și faptul acesta, spunea Apostolul Pavel, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus lucrurile ascunse ale oamenilor. Așadar, dragi prieteni, fie că ne urmăriți la Speranța, direct pe televizor, fie că ne ascultați la Radio Vocea Speranței, fie că ne urmăriți pe YouTube sau Facebook, nu mai contează ce device aveți în mână și ne urmăriți. Important este ca în seara aceasta să aveți Scriptura la îndemână, pentru că vom face analiză pe textele Scripturii. 0751 400 300 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție și puteți să trimiteți răspunsul dumneavoastră la întrebarea serii și aici vorbesc de întrebarea pe care vă adresăm noi cei aici din platoul Speranța TV dumneavoastră. Există mântuire în afara Evangheliei? Există posibilitatea să fii mântuit fără să fii auzit niciodată de Hristos? Și aici nu vorbim de Hristos Mântuitor, ci de persoana Lui, de
Hristosul istoric. Există această posibilitate? Din momentul acesta puteți să le trimiteți răspunsurile dumneavoastră. Bună seara și bun venit, îi spun domnului profesor universitar dr. Daniel Mariș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Bună seara, bun venit! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Eu trebuie să vă spun la mulți ani, chiar dacă suntem aproape de jumătatea lunii februarie, pentru că nu ne-am văzut... Cu binecuvântări dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Domnule profesor, trebuie să vă fac aici o confesiune, o mărturisire în direct. Aveți ceva restanțe la noi și cred că vreo 2-3 luni ar trebui să veniți săptămână de săptămână ca să puteți recupera. Mulțumim încă o dată că sunteți din nou împreună cu noi în această Mulțumesc pentru invitație. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spun domnului asistent universitar dr. Marius Mitrache, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și profesor la Universitatea Adventus din Cernica Ifo. Bună seara, bun venit. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună. Bună seara și bun venit, îi spunem domnului lector universitar dr. Mihai Burlacu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc Bună că ați seara. Acceptat invitația. Bine v-am găsit. Bună seara și bun venit, îi spunem domnului reverend Mihai Corcea, pastor în Biserica Evanghelică Reformată din București. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și în ultimul rând îi spunem bună seara și bun venit domnului pastor Răzvan Neago, de curând vicepreședintele Bisericii Creștine după Evanghelie din România. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc de invitație și mă bucur de revedere. Domnilor profesori, de aici pleacă discuția noastră din această seară, o temă frumoasă. Punem în oglindă și facem o analiză prin contrast Matei 28, Marea Trimitere, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Iar pe de altă parte, Pavel spune în Romani, capitolul 2, neamurile când au lege fac din fire lucrurile legii și chiar au o lege scrisă în ei. O să încep cu dumneavoastră, domnule profesor, așa cum îmi este obiceiul, domnul profesor Mariș. Cum comentați dumneavoastră afirmațiile apostolului Pavel din Romani, capitolul 2, vis-a-vis de neamuri sau felul în care el înțelege mântuirea neamurilor, dacă acestea, prin absurd, n-ar avea totuși acces la Evanghelie, la Hristos? Da, subliniez felul în care ați introdus discuția din seara aceasta, spunând că, prin contrast, cele două pasaje le vom analiza. Eu aș spune din capul locului că trebuie să analizăm Roman 2 în context și mai ales această secțiune, pentru că spunea cineva, Roman 2 parcă sună pentru toți aceia care spun Romanii 1 nu ni se aplică, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărui om care ne cinstește pe Dumnezeu și împotriva celor care înăbușă adevărului Dumnezeu. Și cei care au tendința să spună, dom'le, eu nu sunt acolo, nu mi se aplică, pentru că eu sunt un om moral, eu sunt un om religios, eu sunt un om credincios în felul meu, eu sunt un om care frecventează biserica, pentru cei care cumva gândesc în felul acesta, este argumentul pe care îl dezvoltă Apostolul Pavel în capitolul 2 și care, dacă ar fi să ne uităm la ideea centrală, vorbește despre judecata dreaptă a lui Dumnezeu, despre condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu. În acest capitol, el subliniază faptul că Dumnezeu judecă pe toți oamenii după standardele lui, nu după ale noastre. Dacă ar fi după ale noastre, probabil că am putea să spunem noi aparținem unui popor ales, noi suntem parte din... și așa mai departe. Noi am făcut fapte bune și merităm să fim mântuiți. Apostolul Pavel însă spune Dumnezeu ne va judeca după standardele lui. Și probabil că vor reveni pe parcursul discuției, dar vreau să punctez doar aceste lucruri pe care el le scoate în evidență în întreg capitolul 2, și anume că standardele lui Dumnezeu sunt absolute, și aici vorbim de adevărul absolut al lui Dumnezeu, de imparțialitatea lui Dumnezeu, dacă ne uităm cu atenție în întreg capitolul, imediat după ce el vorbește că știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu, Roman 2:2, împotriva celor ce se vârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Pentru ca după aceea să sublinieze faptul că Dumnezeu este imparțial atunci când va judeca oamenii după dreptate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm concret
la pasajul pe care îl explorăm în seara aceasta și pe care l-a scos în evidență, căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Expresia aceasta, cei care sunt sub lege în mod cert, duce cu gândul pe cititor la poporul Israel, căruia Dumnezeu i-a dat legea prin Moise, o lege care reflecta într-un fel caracterul lui Dumnezeu și o lege care exprima așteptările pe care Dumnezeu le are de la poporul Israel. Pavel explică foarte clar aici că pe cei care au primit această revelație a legii, Dumnezeu îi va judeca după lege, practic în concordanță cu accesul pe care el l-a avut la această revelație. Automat, neamurile despre care vorbește el, sau neevreii, cumva sunt considerați în afara legii sau fără un acces la lege. Dar interesant este argumentul pe care el îl va aduce în capitolul acesta, și anume, și de fapt începe chiar din primul capitol, că neamurile au primit suficiente revelații din partea lui Dumnezeu ca să răspundă la descoperirea și revelația lui Dumnezeu. Prin urmare, un prim lucru pe care vreau să subliniez este că Pavel spune Dumnezeu va judeca pe fiecare potrivit dispensației sau perioadei în care a trăit. Legea a fost dată prin Moise, spune Ioan în capitolul 1, versetul 17, dar adevărul sau harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dispensația legii marcată de momentul în care Dumnezeu dă prin Moise legea poporului Israel. În sensul acesta, Apostolul Pavel spune că neamurile sunt cumva în afara legii pentru că ele n-au avut acces la legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea însă, există neamurile sau între neamuri aceia care fac faptele legii, spune Apostolul Pavel, și aceasta ne sugerează faptul că legea n-a fost scrisă numai pe niște table, că legea n-a fost scrisă doar în scrierile lui Moise, și Pavel accentuează un lucru foarte interesant aici. Pentru aceștia, legea a fost scrisă în inimile lor. Este cumva imprimată în inimile lor de la creație prin și reflectată prin faptele lor, prin conștiința lor și, bineînțeles, prin gândurile lor, care ori îi învinovățesc, ori îi dezvinovățesc, ori îi condamnă. Și din acest punct de vedere am putea spune că legea dată de Dumnezeu Israelului este specifică și reprezintă cerințele spirituale și morale pentru fiecare om. Cu alte cuvinte, standardul sau, dacă vreți, modul în care Dumnezeu exprimă așteptările pe care le are de la poporul Israel este un standard valabil și pentru celelalte neamuri. Și să nu uităm că în primul capitol Pavel spune, fiindcă ce se cunoaște, se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, așa că nu se pot dezvinovăți, cumva o revelație au și neamurile, chiar dacă nu este una scrisă și acum a avut-o poporul evreu. Și aș mai puncta doar un singur lucru, două versete care cred că sunt într-un fel cheia înțelegerii nu contrastului, ci a felului în care se completează Matei 28 cu Romani. Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17, pentru că de aici pleacă înțelegerea noastră. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Apostolul Pavel, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Căci în ea este descoperită o neprihănire a lui Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cu astea, probabil că pornim la drum în seara asta într-o analiză a felului în care Dumnezeu salvează, mântuiește. Evanghelia, putere pentru mântuire. Da? La întrebarea de ce trebuie să propovăduim Evanghelia, răspunsul este simplu. Pavel spune în ea, este descoperită puterea lui Dumnezeu care duce la mântuire și ne descopere în același timp și neprihănirea lui.
Domnule profesor Marius Mitrache, Pavel spune că neamurile fac din fire lucrurile legii. Întrebarea este la ce fire se referă Apostolul Pavel aici și ar mai fi o problemă de lămurit. Din punctul de vedere al oricărui teolog, predicarea Evangheliei este potențată, este susținută, pusă în valoare, cauționată de către Duhul Sfânt. Adică predicarea Evangheliei lipsită de Duhul Sfânt nici nu ajută, nici nu strică. Da? De aceea Mântuitorul le-a spus ucenicilor, nu cumva să plecați de capul vostru, rămâneți în cetate până veți primi o putere de sus, chiar în Marea Trimitere. Asta s-a întâmplat în Luca 24. Dar în Matei 28, Hristos spune, s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De unde înțelegem că prima dată primești puterea Duhului Sfânt și apoi predici Evanghelia. Că dacă nu e Duhul Sfânt care să te ajute să predici Evanghelia și Duhul Sfânt care să-l ajute pe cel care primește mesajul Evangheliei în iluminare, în dăscăleală, nici eu care predic Evanghelia și nici cel care ascultă Evanghelia n-avem niciun folos. Și atunci întrebarea este ce fel de fire, că fac din fire, la ce se referă, doi la mână, unde este Duhul Sfânt în ecuația aceasta? Că ei nu știu de lucrarea Duhului Sfânt. Termenul grec pentru fire este physis. De acolo avem și fizică, natură. Physis, să-i spunem, da. În roecliniană. Da, în roecliniană, da. Sau pronunția. Este clar că aici Pavel vorbește despre faptul că în om există ceva, un dat de la Dumnezeu, care îl îndreaptă spre un cod moral. Și avem cumva argumentul, în special din versetul 19 din capitolul 1, unde spune Apostolul Pavel, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. Este una dintre sursele de revelație, deși nu e normativă și vom vedea acest lucru, noi învățăm că sunt mai multe surse de revelație. Prin Scriptură, prin Hristos, prin natură, dar și prin conștiință. Conștiința este o calitate, un mecanism pe care Dumnezeu îl pune în natura omului, l-a pus, și fiecare om care se naște pe pământ are acest mecanism înnăscut. E adevărat că trebuie educat, este influențabil de mai mulți factori educaționali, este altă discuție. În acest context, Pavel spune că acești oameni, dar nu toți, el când spune că ce neamurile, el nu spune că absolut toți care fac parte dintre neamuri, nu. Și ar fi bine să nu absolutizăm în sens grecesc aceste afirmații ale lui Pavel. El este un evreu și vorbim despre în general. Când spune că fac din fire lucrurile legii, el oferă câteva amănunte aici. Vorbește despre cugetul lor și gândurile lor sau raționamentele lor. Aici cugetul are sens de conștiință. Asta e foarte important. Și există o concordanță între conștiință, care este norma care te mustră, și gândurile pe care tu le ai sau raționamentele care trebuie să fie concordante cu conștiința. Iar conștiința pe care o are omul depinde de mai mulți factori. Să nu uităm totuși că atunci când vorbim despre revelație, când spune Pavel că le-a fost în ei descoperit, nu ar trebui să mergem în zona raționalismului lui Thomas d'Aquino sau lui Descartes sau ceilalți raționaliști care mergeau pe ideea că noi putem cunoaște pe Dumnezeu în afara revelației. Nu avem nevoie de Scriptură, de natură, doar în noi, prin autocercetare. Ori aici nu se poate. Este important acest lucru, că vorbim de un cod moral pe care l-au toți oamenii. Immanuel Kant vorbea de un imperativ moral în scrierile sale și el spunea că orice societate, indiferent de vremea în care a trăit, are un cod moral. Să nu ucizi este un cod moral prezent în toate societățile. Natural. Și ca să ne dăm seama că Apostolul Pavel vorbește despre legea morală aici, nu despre altă lege, pentru că în general în gândirea lui Pavel, când spune lege, Tora, ne gândim poate la tot ce însemna cele 5 cărți. Dar în capitolul 2... El citează din porunci, din cele 10 porunci. Da, el citează, spune, tu care înveți pe alții să nu furi, tu furi, să nu prea curvești, tu prea curvești. Clar că citează din Decalog, ceea ce înseamnă că el se referă la cele 10 porunci. Acum sunt mai multe porunci morale în Vechiul Testament, să nu umbli cu bârfeli, împotriva zoofiliei, sunt porunci morale, dar care nu intră în decalog. Este foarte clar că aici, când vorbim despre neamuri, sau unii dintre neamuri care fac din fire, din natură, faptele legii, ne referim la aceste porunci morale pe care le fac. Și e interesant acum, dacă mergem dintr-o perspectivă evoluționistă asupra vieții, am putea să ne întrebăm, păi cum au ajuns ei la aceste concluzii? De unde au știut că nu e bine să prea curvești? Când în lumea animală există și
zone mai, nu neapărat mascul-femelă, da? Dar dacă mergem pe o gândire creaționistă și să înțelegem că mai degrabă umanitatea s-a degradat din punct de vedere moral, că vorbim mai degrabă de o moștenire de la Dumnezeu, din Eden, a legii morale, atunci înțelegem că în neamuri au rămas repere morale. Dacă ne gândim, Avram este din Ur din Caldea, Avram cunoștea legile Dumnezeu, dar nu avem până la, de exemplu, la Moise, la Sinai, nu avem explicit în Scriptură clar că a fost o descoperire, revelație la Avram, dar Avram moștenisă, vorbind de o tradiție orală, de o moștenire a acestor coduri morale. Asta e foarte important să înțelegem. Iar dacă întâlnim societăți unde nu există pregnant acest cod moral, înseamnă că vorbim de o degradare mai degrabă. Ori Pavel spune că acești oameni, în raport, el creează un contrast aici, un contrast între iudei și, și neamuri, pentru că în romani era o problemă acolo. Dacă, și ar fi bine să înțelegem acest context. A fost o dispută între creștinii evrei și creștinii între neamuri. Atunci când în timpul lui Claudiu au fost expulzați evreii din Roma, au rămas lideri în biserica din Roma, cei dintre neamuri. Când s-au întors evreii creștini, cum au fost Acuila și Priscila, au revendicat aceste poziții de răspundere, că biserica, ei au fost nucleul inițial al bisericii. Și ei credeau că au întâietate pentru că sunt evrei, că ei au avut Scriptura, că ei au prioritate la mântuire, și Pavel cumva reașează lucrurile. El demonstrează în primele capitole că și neamurile și iudeii sunt sub păcat. Corect. Și au nevoie, și unii și alții au nevoie de Hristos, de mântuire. Da, și el demonstrează că și neamurile au probleme în capitolul 1, dar și evreii în capitolul 2 au probleme. Și el spune că și neamurile, unii dintre ei sunt mai credincioși decât voi, și limbajul, și închid intervenția mea, limbajul de aici, că au în ei lucrurile legii, este limbajul noului legământ din Eremia 31, unde spune: voi pune legile mele în inima lor, în mintea lor. Acești oameni deja trăiau noul legământ. Acum întrebarea este: ei cunoșteau toate mănuntele? De exemplu, cei care aveau acces doar la revelația naturală și la conștiință, ei nu îl cunoșteau pe Dumnezeu ca Iahve, ci ca Elohim. Știau că e un creator. Dumnezeu, este foarte interesant că el spune, Pavel, nu ține cont de vremuri de neștiință, dar nu te lasă așa, ci poruncește ca tot să vină la pocăință. Asta e important și e o implicație foarte ciudată aici. Dacă absolutizăm acest aspect și îl extrapolăm și îl citim prin ochii postmoderni, descoperim că astăzi sunt mulți oameni care nu vor să mai aibă de face nici cu biserica și nici cu mesajul Evangheliei. Spune, dacă Dumnezeu poate mântui pe orice om, în orice context, în funcție de cunoașterea lui și de lumina pe care o are și de înțelegerea pe care o are, atunci biserica își pierde rațiunea de a fi, misiunea, pică în terizoriu, iar tu ca individ nu mai ai nevoie de biserică. Și e un divorț între spiritualitate și religios. Nu mai avem nevoie. Dacă citim prin ochi postmodern acest pasaj, dar Pavel nu era postmodern. Și atunci contextul este mama interpretării. Și ca să continuăm, dacă vreți, în contextul acesta postmodern, mă îndrept spre dumneavoastră, domnule profesor Mihai Burlacu, și vă invit și cred că e foarte important ca toți să fim atenți la nuanțe. Apostolul Pavel vine și spune în versetul 14 că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei înșiși își sunt singur lege. Un postmodernist s-ar putea să zică: păi și Pavel are dreptate. Câtă vreme un păgân contemporan cu el putea să aibă propria lui lege, de ce n-aș avea și eu propria mea lege? Că știți că în postmodernism nu există un adevăr absolut exterior și superior nouă. Fiecare are adevărul lui. Și chiar în contextul acesta s-a născut până la urmă ceea ce numim noi political correctness. N-ai voie să-i mai spui omului că păcătuiește, îi spui: ai grijă că, uite, acolo s-ar putea să greșești, dar nu îi spui: ai păcătuit, da? Și ai nevoie de Hristos, de mântuire. Și atunci întrebarea este: cum am putea, totuși, să așezăm lucrurile în ordinea lor firească, astfel încât și cei ce ne urmăresc să înțeleagă că Pavel nu relativizează adevărul, nu-l bagatelizează și nu spune: fiecare poate să aibă legea lui de aici înainte. Da. Contextul ăsta despre care, sau ideea pe care ați spus-o la înaintare, este destul de complicată, pentru că ne pune în situația să criticăm, de fapt, postmodernismul și modernismul. Și e vreo problemă? Nu e nicio problemă dacă din punctul nostru de vedere, mai ales că aici suntem reprezentanții unor teorii mai conservatoare despre realitate, așa că e binevenită din partea noastră și bănuiesc că fiecare dintre noi și telespectatorii sau categoria de public care ne urmărește este în asentimentul nostru.
Postmodernismul și modernismul sunt două tendințe de a concepe realitatea în funcție de un sistem de referință intern și nu de un sistem de referință extern. Adică fiecare individ în parte se raportează cu prioritate la un sistem de valori pe care el însuși și-l dezvoltă și și-l omologhează, neacceptând altul din afara lui. Exact. Și consideră, de altă parte, că aceea este unica sursă de adevăr. Exact. Pe când cei vechi sau oamenii care se împărtășesc de revelația lui Dumnezeu, cum suntem noi, teologii, creștinii sau, mă rog, cei care consideră că există un cineva peste realitatea aceasta, peste cosmosul acesta, considerăm că adevărul vine din direcția referențială a acestui cineva și nu din internalitatea noastră. Ne este relevat. Exact. Deci sursa adevărului este Dumnezeu. Deci adevărul este în afara noastră, nu e în noi. Exact. Vine din afara noastră. De asta este un pic inutilă și dacă ne uităm în toată istoria bisericii de 2000 de ani și mai bine, observăm că sursa adevărului vine dinspre Dumnezeu către oameni, nu este un sistem creat de noi înșine. Și aici e prima critică pe care trebuie să aducem postmodernismului. Valorile proprii nu pot descrie un univers la fel de inteligibil, la fel de bine articulat din punct de vedere logic, așa cum îl constituie un adevăr revelat. Pentru că lucrurile înconjurătoare poartă valoarea pe care Dumnezeu le-o conferă, aceea fiind valoarea absolută a lor, nu valoarea pe care o confer eu cu mintea mea sau dumneavoastră sau celelalte persoane. Corect. Așa cum sună proverbul acela latin, quod capita, quod sensu, deci fi câte capete, atâtea păreri. Da. Nu putem să ne raportăm la fiecare sistem de valori personal în parte sau privat în parte, nu putem să ne raportăm la același tip de univers privat în parte, pentru că acest univers privat arată diferit de la o persoană la alta. De asta cred că trebuie să ne orientăm noi universurile noastre interioare și să le acordăm cu universul exterior obiectiv nouă, pentru că atunci trăim de fapt în realitate și avem simțul realității. Dacă vă duceți la spitalele de boli mentale sau mai știu eu ce, o să vedeți acolo oameni care nu vor să-și acordeze universul lor interior universului exterior obiectiv, care e conferit de Dumnezeu și este realitatea aceasta, ci vor să-l convertească pe acela, exact, la universul lor interior. Așa și este. Nu vor să-l accepte. De aici rezultă toate concluziile, dincolo de peiorația asta că postmodernismul n-ar fi sau ar fi, ne conduce către un soi de închidere în afară de împărăție, să zicem, adică într-un fel de turn de fildeș al cunoașterii, din care nu vrem să ieșim și ne închide într-un univers propriu ai cărei Dumnezei suntem noi înșine. Mm-hmm. Este o formă de autarhie pe care nu vrea omul să o părăsească. Și el, din cauza aceasta, nu mai este receptiv nici la semenii lui și nici la Dumnezeu, ci se închide cu totul în afară de universul obiectiv. Și de aici rezultă că a credita aceste chestiuni legate de pretențiile personale ale cuiva, de a îi omologa universul lui, fără ca acest univers să fie acordabil la un univers real, obiectiv, din afara lui, sau măcar certificat de mai multe persoane deodată, și aici trebuie să facem o mențiune că revelația este un act obiectiv, nu este un act subiectiv. Deci ea este confirmată și de mai mulți proroci înlănțuiți. Părinții bisericii din primele veacuri au demonstrat și au vrut să demonstreze prin toată activitatea lor predicatorială că există o anumită unitate de revelație între toți prorocii, începând cu de la Adam și Eva, chemarea lui Noe, apoi chemarea lui Avram, chiar și dreptul Iov a avut o parte din această revelație dumnezeiască sub forma ei. Apoi să nu mai înșir ceilalți proroci până la David și după David. Deci a existat o unitate a propovăduirii și această unitate arată că revelația este un fenomen obiectiv. Nu se descoperă Dumnezeu doar unei singure persoane, ci identitatea lui Dumnezeu descoperită într-o persoană este aceeași cu identitatea descoperită altei persoane sfinte de-a lungul Vechiului Testament. Și prin asta înțelegem că, de fapt, există o referință la aceeași realitate care este Dumnezeu însuși. Mulțumesc, domnule pastor Mihai Corcea. Aș vrea să continuați oarecum
această idee, pentru că Pavel vine cu aceeași tensiune după ce spune că își sunt singur lege și a explicat părintele Mihai Burlacu ce înseamnă lucrul acesta. El vine și spune că și cugetul contează. În ecuația asta, deodată este foarte important cugetul, pentru că despre lucrarea legii mărturisește cugetul păgânului, care sau îl învinovățește sau îl dezvinovățește. Deodată cugetul capătă valențe pe care nu i le-am fi dat până la Pavel. Aș răspunde la această dilemă pe care ați prezentat-o de la început și specific la acest aspect, menționând faptul că, din punctul nostru de vedere, cele două texte, Roman 2 și Matei 28, vorbesc despre două subiecte diferite. Un text vorbește despre Evanghelie și alt text vorbește despre lege. Evanghelia este adusă în lume prin vestirea începută de apostoli și continuată de slujitorii care au fost hirotonisiți de apostoli și de toți ceilalți slujitori de-a lungul veacurilor prin biserică. Legea, în schimb, există nu doar printr-o revelație specială adusă de biserică, ci legea există în mod natural în om de la creație și avem conștiința ca o funcție a noastră, a oamenilor, ce ne aplică legea naturală pe care o avem în noi înșine. Acum, după căderea în păcat, legea naturală ajunge să fie știrbită, conștiința nu mai funcționează așa cum ar trebui să funcționeze tot timpul. Cugetul. Exact, cugetul. Legea lui Dumnezeu este cunoscută doar parțial și umbrită de natura păcătoasă, dar aici trebuie să remarcăm faptul că în Roman 2 vorbim despre lege, nu vorbim despre Evanghelie, vorbim despre modul în care Dumnezeu va judeca, modul în care Dumnezeu condamnă oamenii, baza în care sunt condamnați, punctul de referință prin care sunt dovediți ca fiind vinovați, nu o modalitate de mântuire. Prin lege nu există mântuire. Mântuirea este, din Geneza 3 și până la sfârșitul Scripturii, întotdeauna prin promisiunea Evangheliei. Fie că vorbim de o Evanghelie într-o formă incipientă, cum o vedem în Geneza 3, o formă care de-a lungul timpului devine tot mai clară, mai elaborată și este înfăptuită, împlinită în Domnul Iisus Hristos și noi o cunoaștem mult mai clar. Deci, între cele două texte nu există niciun fel de tensiune, pentru că vorbesc despre texte diferite. Da, dar dacă citiți versetul 21, exact din capitolul 2, veți vedea că Pavel spune: în ea, în lege, ai cunoștința deplină și dreptarul adevărului. Este cunoștința suficientă pentru ca oamenii să știe care există care un Dumnezeu, înseamnă de fapt, dar nu este cunoștința despre mântuire, nu este cunoștința despre Evanghelie. De ce n-ar fi? Revelația, pentru că revelația naturală nu conține absolut nimic despre Hristos. Evanghelia și mântuirea prin Hristos vine doar prin revelația specială. Revelația naturală, pe care o avem de la creație și care este păstrată și după cădere, conține anumite principii morale, o capacitate de a observa modul în care funcționează lucrurile în univers și de a ajunge la concluzia că există un creator, că trebuie să există justiție, că trebuie să ne ordonăm viața într-un anumit fel, dar toate acestea sunt legi. Pe lângă o discuție pe care putem să o avem despre consecințele căderii asupra tuturor oamenilor, păcatul originar, dacă privim la această situație în care toți oamenii au legea lui Dumnezeu, este suficient un singur păcat pe care omul să-l comită odată în viață, păcat împotriva conștiinței lui. Nu știe de Biblie, nu știe de revelația specială a lui Dumnezeu, dar are o revelație în el. Și legea îi oferă principiile morale în el însuși, dar omul acesta, când încalcă acea lege, și toți oamenii încalcă legea pe care o au în ei, acționează împotriva conștiinței, această revelație naturală, legea, nu conține nicio cale de reconciliere cu Dumnezeu, niciun mod de a obține iertarea păcatelor. Tocmai aici este diferența între revelația naturală și toate aceste aspecte care sunt menționate aici, legate de faptul că în baza acestei revelații vor fi judecați,
legat de faptul că gândurile, acțiunile lor sunt confirmate și infirmate, învinovățite și dezvinovățite în funcție de această lege. Faptul că nu se pot dezvinovăți, pot să privească la creație, să-și dea seama că există un creator, dar în niciun caz în revelația naturală nu avem o cale de a avea iertarea unui păcat pe care l-am comis împotriva legii naturale care este noi. Și din punctul acesta de vedere, perspectiva teologiei reformate este asemănătoare cu cea a Sfântului Ciprian și mărturisim împreună cu Sfântul Ciprian că în afara bisericii nu există mântuire. Oh, da. Pentru că revelația naturală și toate aceste mijloace naturale care există în afara mijloacelor Harului doar aduc învinovățirea oamenilor. Oh. Nu pot să aducă mântuire. Aveam o întrebare pentru dumneavoastră și de deja ați oferit răspunsul. Mă gândeam că eu, ca pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, unde suntem acuzați că suntem legaliști și suntem cu legea și că propovăduim că o mântuire prin lege, ceea ce este fals, să citesc din memorie, înainte ca să vă adresez întrebarea, Galateni 2:21, nu vreau să fac zadarnic harul lui Hristos, dar dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Și mă gândesc și la 1 Timotei 1:8, unde Pavel spune, noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine și atunci rolul legii nu este să mântuiască, ci să ne conducă la Hristos și să descopere adevărul. Întrebarea mea pentru dumneavoastră era, dar deja oarecum ați oferit cel puțin pe jumătate răspunsul, dacă un om, un păgân contemporan cu Apostolul Pavel, avea doar acces la legea aceasta scrisă în inimă, cum dumneavoastră bine ați numit o lege naturală, prin creație, și acolo ai dreptarul de plin al cunoștinței și dreptarul adevărului. Și cugetul lui spunea dacă face bine sau dacă face rău. Da? Se ok. Lucrul ăsta, da? Și el trăia direct proporțional cu ceea ce cugetul, Duhul Sfânt, până la urmă vorbea prin cuget. Și știa ce este bine și ce este rău, legea aceasta naturală. Dar n-avea acces la Evanghelie, la revelația lui Hristos. Întrebarea este, avea totuși șanse să se mântuiască fără să aibă acces la Evanghelie? Niciun om nu se poate mântui. Mântuirea este ceva care vine în viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, prin mijloacele Harului. Problema este că situația aceasta despre care discutăm, dacă omul respectiv nu s-ar fi născut în păcat și dacă ar fi ținut toată viața în continuu, în mod perfect, toată legea lui Dumnezeu care a fost pusă în el, atunci ar fi fără de păcat și nu ar avea nevoie de iertarea păcatelor. Dar legea nu se întemeiază pe credință, ci ea spune cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele, spune Apostolul Pavel. Și tot Apostolul Pavel spune că plata păcatului este moartea. Tocmai de aici vedem importanța misiunii bisericii, de aici vedem importanța predicării Evangheliei, aici vedem probabil un alt text pe care trebuie să-l includem în această corelare și anume Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire. Eu vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta la emisiune. Personal învăț ceva din felul în care înțelegeți dumneavoastră și biserica pe care o reprezentați cele două pasaje pe care le-am pus în discuție. De la început ați făcut această afirmație că sunt două lucruri separate, două teme diferite, într-o parte discutând de Evanghelie, într-o parte de lege. Dar totuși, eu vă mai adresez o singură întrebare. Închidem turul de platou cu domnul Neagu și probabil colegii de platou deja îi văd pregătiți să vă adreseze câteva întrebări, vor avea și această posibilitate, dar pentru limpezimea mea, pentru claritatea mea, mă întorc la întrebarea pe care v-am adresat-o adineori și, de fapt, vreau să o continui. Nu luați în calcul că Duhul Sfânt care se adresează cugetului îi dă omului posibilitatea și puterea să trăiască. Adică, n-are cum să se nască în afara păcatului. În păcat este zămislit, n-are cum să păzească legea, calcă legea, dar acel Duh Sfânt care vorbește conștiinței, luați în calcul că ar putea să-i dea putere ca omul acesta, nu intrinsec, ci extrinsec, să primească putere și să facă binele moral? Mântuirea nu este... Fără Evanghelie. Înțeleg. Fără să aibă parte de Matei 28. Înțeleg. Mântuirea nu este prin facerea binelui. Mântuirea este prin faptul că suntem uniți cu Hristos și avem împărtășirea vieții perfecte trăite de Hristos în locul nostru și a jertfei pe care Hristos a îndurat-o pe cruce, purtând vinovăția noastră. Acum, ceea ce menționează dumneavoastră, ați făcut referire la lucrarea Duhului Sfânt în astfel de oameni,
Cu siguranță lucrarea Duhului Sfânt există asupra tuturor oamenilor și teologia reformată afirmă lucrul ăsta prin ceea ce considerăm a fi o doctrină a Harului Comun, prin care Duhul Sfânt restrânge răutatea din lume. Dacă Duhul Sfânt nu ar restrânge răutatea, în cazul oamenilor necredincioși, și noi ca oamenii necredincioși ar deveni pe cât de rău ar fi capabil să fie, toți oamenii ar fi răi ca Hitler. Probabil că și Hitler a avut niște limite care au fost puse de Dumnezeu. Deci există o lucrare a Duhului Sfânt, dar este o lucrare a providenței. O lucrare mântuitoare. Exact, o lucrare de păstrare a existenței omenirii, a unei normalități prin care, unei semi-normalități prin care istoria omenirii se poate să continue, să nu dăm toți în cap unii la alții și să se distrugă întreaga. Aceasta este opinia noastră, o respectăm. Sunt convins că veți primi întrebări din partea colegilor de platou sau, dacă nu, să-și exprime un punct de vedere, poate oarecum opus față de ceea ce ați expus dumneavoastră. Domnule Neagu, este timpul dumneavoastră. Cum înțelegeți dumneavoastră cele două? Stau și mă întreb dacă în Biserica Creștină după Evanghelie există asemănare cu ceea ce s-a prezentat de către antevorbitorul dumneavoastră. Atunci când privim aceste două pasaje, ele trebuie luate în locul în care ele au fost așezate în primul rând. Dacă este să fim stricți în litera Cuvântului, nici într-un caz, nici în celălalt, nu se vorbește despre mântuire. În primul caz, Matei 28, este vorba despre trimiterea ucenicilor în a merge să propovădească Evanghelia prin care se primește mântuirea. Da? Iar aici, așa cum s-a menționat și mai devreme și de către domnul profesor, cred că avem modalitatea prin care Dumnezeu va judeca lucrurile cu dreptate. Faptul că oamenii fac din fire lucrurile legii, acesta este un indicator al faptului că oamenii poartă chipul lui Dumnezeu în ei. Au fost creați de Dumnezeu și când se ia această hotărâre, Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, și apoi, după potop, că ar putea să spună cineva că asta a fost înainte de cădere. Dar după potop, când Noe coboară din corabie, acolo se instituie pedeapsa capitală și spune dacă a vărsat cineva sânge, să fie și el omorât, pentru că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. Acest bec roșu care este în om, această lege care acționează în interiorul omului este această caracteristică a chipului lui Dumnezeu din om. Eu sunt surprins să aud că aici este se vede aici o formă a noului legământ, că Duhul Sfânt pune legea în om. Aici, când vorbim despre acțiunea Duhului Sfânt, vorbim despre o acțiune care se întâmplă după momentul mântuirii omului. Înainte de momentul mântuirii omului, acolo este vorba despre o convingere de păcat, este vorba de alte lucruri. Dar e tot lucrarea Duhului Sfânt. Dar se întâmplă la momentul mântuirii. Da? Aici, faptul că omul, prin creație, poate să facă lucrurile acestea, la modul în care înțeleg și la... De-aia suntem aici să vedem cum înțelegem noi. Eu văd această imagine a lui Dumnezeu în om, a modului în care Dumnezeu de la creație l-a făcut pe om și nu pe influența Duhului care aduce legea în om. Și aici, când se face referire la lege, da, așa s-a menționat și mai devreme, este vorba despre acest standard care va fi folosit în evaluarea și judecarea tuturor oamenilor. Fie că au avut cunoștință de legea care a fost dată prin Moise, fie că au avut cunoștință de această lege pe care Dumnezeu a pus-o un om. Nimeni nu se poate dezvinovăți. Ideea că Duhul Sfânt ar fi totuși în ecuația aceasta a plecat de la mine și eu continui să susțin că atunci când cugetul
are un rol atât de important în, exprimarea Apostolului Pavel, cugetul sau îl învinovățește sau îl dezvinovățește. Noi știm foarte bine că însuși Mântuitorul a spus în Ioan 14, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Luați în calcul că atunci când eu mă opresc de la păcătuie, pentru că am o mustrare de conștiință să fie în spate lucrarea Duhului Sfânt, El să mă conștientizeze că a minți, a fura, a face lucruri neoneste, necinstite, contravine cu ceea ce spuneați dumneavoastră, cu legea naturală, morală, pe care Dumnezeu prin creația a imprimat-o în cugetul meu? Atunci când privim la experiența oamenilor, sunt mulți oameni care au hotărât la un moment dat. De astăzi nu mai fac. Eu am spus în dreptul meu de multe ori, de astăzi nu mai fac. Și am realizat că asta a ținut o perioadă scurtă de timp. Fără această influență directă a Duhului Sfânt, noi nu putem să nu păcătuim, noi nu putem să nu trăim o viață după standardul lui Dumnezeu. Așa este. Da? Iar în textul pe care noi îl analizăm din Romani, aici este o instanță de judecată între cugetul și gândurile noastre, cum se judecă ele între ele. Da. Ne acuză sau nu ne acuză cugetul cu privire la ceea ce gândim și la ceea ce facem în urma gândurilor pe care noi le avem? Suntem de acord până aici. Dar cugetul meu, ce capacitate are el ca să distingă binele de rău dacă n-ar fi o forță superioară lui și exterioară lui? Dacă n-ar fi Duhul Sfânt? Pentru că iată, în păcat m-a zămislit mama mea, s-ar putea conștiința mea să aibă propriile adevăr, să aibă propria ei lege și să nu fie adevărul cu amare și lege cu lege mare, cu ceea ce a pus Dumnezeu. Și atunci cugetul meu are nevoie totuși de ceva exterior, de ceva mult mai puternic decât ar putea el să delibereze, să analizeze. Evident că are nevoie de ceva mult mai mare, dar toată această acțiune se întâmplă atunci când omul este, așa cum spune Ioan în Evanghelie, când omul este născut din nou sau născut de sus. Când omul este readus în starea pe care el trebuia să o aibă și nu datorită așa, unui merit personal, pentru că el a făcut ceva, a putut să respecte ceva, ci datorită faptului că Hristos a murit pentru el și a plătit pentru tot ceea ce el a făcut, a gândit, a intenționat. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări pe care să le adresați, că am încheiat turul de platou și am încheiat și o oră din cele două, vă rog. Două întrebări. Prima dumneavoastră, poate fi un om născut din nou fără să cunoască creștinismul, Evanghelia? Asta e o întrebare complicată și complexă. Ceea ce pot să afirm este că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. În același timp, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El știe și are modalități suficiente prin care un om să ajungă să cunoască despre Hristos. În afara lui Hristos nu există mântuire. Am pus această întrebare. Expresia în afara lui Hristos înseamnă o înțelegere conștientă sau pur și simplu pentru că Pavel spune Roman... Da, o acceptare conștientă, Pavel bineînțeles. Pavel spune în Roman 3 că nu este niciunul care se caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dacă în Roman 2 spune că sunt unii care fac din fire lucrurile legii, în Roman 3 spune că nu este niciunul care se caute cu tot din adinsul. Se contradice? Nu. Înseamnă că cei care fac din fire lucrurile legii sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Poate în mod neconștientizat, nu au gândirea trinitară, așa cum avem noi, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, nu au gândirea unui Dumnezeu și sacrificial, o conștientizare a rolului Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt, noastră, niciun om nu-l caută pe Dumnezeu. În Efeseni 2, Pavel spune că eram morți în greșeli și păcat, adică nu aveam nici voința să-l dorim pe Dumnezeu. Și asta e o mare problemă, adică în Hristos suntem toți mântuiți, dar întrebarea mea e, toți îl cunosc, dacă vorbim despre cei care au trăit înainte de Hristos, au fost multe neamuri care au murit și au făcut tot ce au știut mai bine cu ideea că e un Dumnezeu creator. Ei să nu fi fost născuți din nou, e complicat acest lucru. Și o doua întrebare, dacă aveți pe tema aceasta. Întrebarea asta e binevenită pentru că ridică problema cunoașterii,
ca formă superioare de chemare la mântuire, dar sub forma unei cunoașteri. Da, se poate spune și lucrul ăsta. Este chemat la o formă de cunoaștere superioară. În ce măsură cunoașterea este relevantă pentru mântuirea sufletului sau pentru scăpare, salvare, pentru că mântuire înseamnă de fapt salvare. Dar nu înseamnă doar salvare, ci înseamnă, noi avem în teologia ortodoxă și ideea de desăvârșire sau îndumnezeire. Nu, în teosis, îndumnezeire. Sfințire. Sau sfințire, ceva echivalent, da, să zicem, ar fi. Și această echivalență este legată de scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, este asemănarea cu El. Această asemănare însemnând ca și omul să fie Dumnezeu după har, datorită faptului că este creat din punct de vedere structural similar cu Dumnezeu, adică are această capacitate de a fi ființă personală, de a-și exersa liberul arbitru în mod suveran și a fi independent de structurile sale care îl alcătuiesc, și pe de altă parte de a lucra așa cum lucrează Dumnezeu. Iar acest lucru se face neapărat în dialog cu Dumnezeu, nu se face separat de El. Deci asemănarea nu se poate produce vreodată între om și Dumnezeu fără ca omul să aibă o legătură cu Dumnezeu. Și de aici înțelegem o altă chestiune mai interesantă, cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să ai o legătură personală cu El până nu-L cunoști. Cine este acel Dumnezeu? Care este identitatea Lui? Sau cum se spune în ieșire? Cine face, numele tău? Cine face legătura dintre om și Dumnezeu? E clar că... Dacă îmi dați voie, sau da, ați terminat ca să... Lăsați să-și termine ideea, domnul profesor, și apoi mă... Da, și problema asta a cunoașterii, observăm că este una limitată, ea ține de revelație. Tot ce înseamnă revelație înseamnă cunoașterea aprofundată a identității lui Dumnezeu. Dacă ne uităm pe scara istoriei, majoritatea oamenilor nu l-au cunoscut din punct de vedere identitar pe Dumnezeu, pentru că revelația a fost destinată unui grup restrâns. Mai întâi cunoaște evreilor, poporul evreu, și ulterior creștinismului, care s-a răspândit pe toată fața pământului. Dar elemente din această revelație au moștenit-o întreaga lume. Observăm că și alte religii moștenesc anumite trăsături sau anumite idei din această revelație. Această revelație este definitorie pentru noi și ne face desăvârși sau ne apropie de Dumnezeu ca partener dialogic, de dialog, în măsura în care și noi făptuim după ceea ce cunoaștem, în funcție de ceea ce cunoaștem. Că degeaba cunoaștem dacă nu făptuim în funcție de ceea ce cunoaștem. Degeaba știm ce trebuie să facem dacă nu facem ceea ce trebuie să facem. Și de aici rezultă și o relevanță, din pare rău să o spun, și a faptelor, că mă îndrept către... Așa că există și o relevanță a faptelor, așa cum vreau evrei, și anume legea în schimb, și aici trebuie să ajungem la problema legii. Legea în schimb a fost un index doar. N-a însemnat făptuirea propriu-zisă, pentru că mulți au început să se raporteze formal la această lege. Și vedem foarte bine că evreii, o parte din ei, tipul lui Hristos, au început să se raporteze formal. În legalism se intră... Chiar spune Pavel, tu care zici să nu furi, tu furi? Exact, sigur că da. Sau în timpul lui Hristos, când spune, vai vouă cărturarilor și fariseilor, că pe din afară vă arătați curați, să vă vadă toată lumea, dar pe dinăuntru sunteți plini de toată întinăciunea. Partea interioară a paharului trebuie să fie corelată cu partea exterioară a paharului. Deci vedem că legea este doar un index, adică este un model, un pattern care ne învață să făptuim, care ne educă firea. Legea nu este un scop, ci este un mijloc prin care ne educăm firea noastră interioară sau așezarea noastră interioară, ontologia proprie, pentru a fi partener de dialog cu Dumnezeu și a realiza această asemănare cu El. Vorbim despre lege în aspectul acesta al cunoștinței de Dumnezeu. De ce pe Dumnezeu îi cheamă pe unii la cunoștința despre El și pe alții nu? Că asta e prima întrebare pe care și-o pune orice teolog când vine într-o școală de teologie. Dar necreștinii se mântuiesc? Așa ne punem noi întrebarea. Și această întrebare generație de generație ne adresăm fiecare. Și ajungem la concluzia următoare, că pe unii cheamă la cunoașterea legii sau prin această cunoaștere a legii, cunoașterea identității lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se adresează și părții raționale superioare a omului și El trebuie să participe și cu această parte rațională conștientă. Degeaba participăm la rai într-o formă inconștientă sau irațională, dacă nu participăm și cu facultatea conștiinței, care este partea superioară. Dar nici nu se poate altfel. Nu poți să pătimești raiul într-un sens irațional. Și asta el trebuie neapărat conștientizat. Și ca să fie conștientizat, trebuie și identitatea lui Dumnezeu cunoscută. Da. De asta și atunci se descoperă
Da. Pe scara istoriei. Și atunci, în teologia paulină, eu nu văd cugetul ca o entitate separată de corp, unde corpul este oarecum păcătos sau profund păcătos, iar cugetul nu este întinat de păcat, ci este capabil să facă, de fapt, lucrare pe care doar Duhul Sfânt o poate face să ne conducă la Hristos. Aici intrăm în anumite elemente de antropologie. Antropologie care moștenesc niște structuri iudaice, dar și niște structuri eline sau, mă rog, niște structuri care s-au Tiberiu, dacă dai voie. Sigur, vă rog. Am discutat foarte mult despre cuget, conștiință. Cred că ar trebui să subliniem un lucru pe care Apostolul Pavel îl scoate în evidență, și anume că cugetul nostru, conștiința, e o parte importantă a naturii umane, dar nu reprezintă binele absolut. Conștiința poate să fie bună, poate să fie curată, dar poate să fie și slabă. Și sunt pasaje în Scriptură, n-avem timpul, dar aș aminti câteva, în care Apostolul și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre aceasta. De exemplu, Pavel vorbește în 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iertați-mă o secundă. 1 Timotei 1:19. Vreau să fac o mică mențiune ca să dezabiguizăm discuția. Când spun conștiință, mă refer la o parte constitutivă a sufletului uman. Nu mă refer la o instanță exterioară lui care îl cenzurează în privința unor fapte. Vă rog. Dar același apostol Pavel continuă și spune în 1 Timotei 3:9 să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Apoi în 2 Timotei spune: mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. În 1 Corinteni însă în 8:7 spune: dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul mănâncă un lucru jertfit unui idol și cugetul lor este slab, este întinat. 1 Corinteni 8:10, căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul tău este slab. Nu-l va împinge el oare să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? 8:12, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților, răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și în 1 Timotei 4:2 vorbește chiar despre cei care au fost abătuți în fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci iată că n-am putea absolutiza stadiile conștiinței. Exact, exact. Și atunci când vorbim despre ceea ce de fapt aducem prin plan Apostolul Pavel aici, o judecată pe care Dumnezeu o aplică imparțial și drept pentru toți oamenii, chiar el spune în primul verset: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Probabil că nu cu aceeași frecvență, nu la aceeași intensitate, dar într-un fel, și apoi urmează capitolul 3 care spune că și toți au păcătuit, exact, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așadar, când vorbim de mântuire, subliniez ceea ce deja s-a spus aici. Ea nu poate să fie decât prin credința în Iisus Hristos. În Iisus Hristos. Și avem nenumăratele pasaje din Noul Testament ale Apostolului Pavel. Cele mai cunoscute dintre ele sunt în Efeseni, de exemplu, capitolul 2, versetele 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci, sper să nu fiu singur în seara aceasta care să afirme în platoul acesta că dacă n-ai auzit niciodată de Hristos, dar Duhul Sfânt a lucrat la conștiința ta, dar tu n-ai auzit niciodată de El, și să nu uităm că sunt 8 miliarde de oameni pe glob și nu toți sunt creștini, așa, nu ai șansă la mântuire. Toți oamenii au șansă la mântuire, asta este cât se poate de clar, dar vreau să mai subliniez ceva. Există în Evrei, de fapt autorul epistolei începe cu brusc, cu acele versete atât de cunoscute. După ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe feluri, în multe rânduri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și s-a amintit aici revelația lui Dumnezeu, revelația aceea progresivă a lui Dumnezeu. Oamenii au acces la cunoașterea lui Dumnezeu prin descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Și lucrurile au fost punctate foarte bine aici. Eu vreau să subliniez însă un lucru care reiese din Noul Testament. Nu există om care să-L caute pe Dumnezeu din toată inima
și să nu ajungă să-l găsească. Și vă dau două exemple care mi se par elocvente. Famenul etiopian ne spune că se întorcea de la Ierusalim, îl citea pe... Deja era un prozelit, el știa... Îl citea pe Isaia, dar e foarte important că Dumnezeu îl trimite pe Filip să îl prezinte pe Hristos. Sutașul Corneliu, un om cu cernic, un om, are parte de mesaj pe care Dumnezeu îl dă prin Apostolul Petru. Deci există și vom vedea probabil pe parcursul serii, discutând lucrurile acestea, că Dumnezeu a găsit cu cale să se descopere pe sine, și ce vedem de fapt aici în primele pasaje din Roman este că Dumnezeu dorește ca oamenii să vină, să se întoarcă la El, să vină la pocăință văzând bunătatea lui Dumnezeu. Este chiar un pasaj, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Însă, cred că pe măsură ce vom avansa în epistolă, vom vedea că la un moment dat accentul cade pe cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Credința Corect. Vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, da. Spune el în capitolul 10. Acesta este adevărul principal, dar unul secundar este că dacă n-ai acces sau n-ai avut acces, ar fi culmea ca în contemporanitatea noastră să afirmăm că nu ai acces. Ai acces, da. Dar au fost oameni în trecut, și Pavel spune, care nu au avut acces la revelația scrisă, dar au avut totuși legea aceasta morală, și atât cât au înțeles ei de la Duhul Sfânt prin cugetul lor, au reușit totuși să se abțină de la rău, au trăit cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, clar. Și pot să fie salvați. Da, de aceea, da, de aceea Pavel că... introduce Evanghelia acolo. Și exact. Spune domnului pastor Mihai Corcea, în Roman 2 există și Evanghelie, versetul 16, și exact. Faptul acesta să vedea ziua când după Evanghelie Dumnezeu va judeca. Ce subliniază aici Pavel acolo este că Evanghelia prezintă clar judecata lui Dumnezeu. Nu pune neapărat ca un standard, dar Evanghelia conține moartea, îngroparea, învierea, înălțarea și mijlocirea. Și dacă, dar el spune dacă că sunt oameni care nu au cunoștința aceasta... Evanghelia aceasta prezintă, și el spune așa, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel este Dumnezeu, sau judecata lui Dumnezeu mai degrabă, în mesajul pe care el îl transmite, este un element esențial al Evangheliei pe care vă predicăm, al mesajului pe care îl transmitem. Evanghelia nu face altceva decât să expună nevoia noastră disperată de Dumnezeu. Clar că la întrebarea ce s-a întâmplat cu cei din Vechiul Testament, cu siguranță că, așa cum deja s-a amintit aici, avem proto-evanghelia din Geneza capitolul 3, până la Avram. De la primii oameni care au căzut în păcat, a fost o veste bună, o așteptare a unui răscumpărător. Ori Israel, ca și popor al lui Dumnezeu, a fost chemat să fie o voce pentru toate celelalte națiuni. Israel era o mărturie pentru celelalte națiuni. Okay, și atunci... În campaniile de cucerire, da. Gândiți-vă, care a fost reacția celor care, atunci când Israelul cucerea țara Canaan, când recunoșteau că au un Dumnezeu... Dar să nu uităm că pe timpul lui Hristos, El a lăudat credința unora care nu erau în biserică, erau în afara bisericii. Nu erau în biserică. Nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. De acord. Era, da, în... acea credință era manifestată în prezența lui Hristos. Ce facem? Poporul chinez, exemplu. Avem Imperiul chinez de-a lungul timpului. Uitați Coreea de Nord. La Iov nu găsim... apare ideea de jertfă la Iov. Au dus jertfă, da? Poate avea aminte ideea că cineva moare pentru el. Dar există... Există posibilitatea ca un om să poată fi mântuit. Că ai adus vorba de poporul chinez, doar o scurtă întâmplare care mai destinde un pic atmosfera. Un predicator chinez a vizitat mai multe biserici în California și la un moment dat, într-una liberală, l-a abordat la sfârșit un membru mai curajos așa și a spus, dom'le, ce cauți pe aici să ne spui să mergem noi să ducem Evanghelia în China? Păi voi l-aveți pe Confucius. Și mai aveți voi nevoie de Evanghelia lui Hristos? La care răspunsul lui a fost așa. Îți dau trei motive. Confucius a fost un învățător, Hristos este mântuitorul. Confucius a murit, Hristos este viu. Confucius va sta într-o bună zi la judecată înaintea lui Hristos și eu vreau să duc Evanghelia tuturor celor care sunt în generația mea
ca să înțeleagă că Iisus Hristos este singurul nume în care cineva poate să fie mântuit. Da, Coreea de Nord, la momentul de față, n-are nicio șansă. Sunt foarte mulți care n-au șansă de a descoperi pe Hristos. S-a spus mai devreme că în capitolul 2 din Roman nu există ideea de mântuire. Uite, Pavel spune la un moment dat în versetul 7, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și vorbește și de doi și de grec. Și acest context spune Pavel că sunt între neamuri oameni care fac din fire lucruri legii. N-au cunoștința aceasta. Este clar, toți credem că nu putem fi mântuiți în afara lui Hristos. Este cert. Dar au fost de-a lungul timpului oameni care nu au avut această cunoaștere. Exact. Ei și-au pus încrederea în Dumnezeu în funcție de cunoaștere pe care au avut-o. Ei sunt mântuiți prin Hristos, fără ca ei să știe acest lucru. Asta e important. Exact. Și întrebare pentru domnul Corcea, aș avea, iertați-mă. Okay. Ideea despre judecată. Toți care au păcătuit fără lege, este altceva fi judecați acolo. Este altceva. Deci o întrebare pentru domnul Corcea, că și domnul Corcea l-a are o întrebare. Ciprian, în afara bisericii nu este mântuire. Când vorbim despre biserică, vorbim despre biserica formală ca un corp constituit și la care ne raportăm prin asociere, sau vorbim despre biserica invizibilă, așa cum spunea Luther. Luther a venit cu un contraargument și a spus, domnule, în afara bisericii e mântuire, dar nu în afara lui Hristos. Pentru că l-a întrebat ce facem cu ortodoxii, cu răsăritenii, că ideea Ciprian se referă la catolici. Ce face cu răsăritul? Ei nu sunt mântuiți? Îmi cer scuze, pe vremea Sfântului Ciprian nu erau catolici și ortodoxi, era... Dar era speculată această idee? Vorbim totuși de un secol mult mai timpuriu, era biserica creștină. Multe din dezbaterile și aspectele ulterioare din sfârșitul Antichității și Evomediu nu s-au întâmplat și de aceea nu putem să citim anacronist Evul Mediu în ceea ce a spus... Poate fi un om în biserica invizibilă fără biserica, să fie parte... Biserica universală... Biserica universală nu este invizibilă. Biserica universală este foarte vizibilă. Nu toți oamenii care sunt vizibili într-o comunitate a bisericii sunt neapărat credincioși adevărați, pot să fie și ipocriți. Pot să fie la ce mai facem noi clasificarea asta între vizibil și invizibil, dar, nu? Cred că așa vrea să spun. Biserica este... vizibilă. Acum, când am folosit acest citat, l-am citat nu referindu-mă doar la Biserica Reformată sau doar la Biserica Protestantă. Nu, am înțeles acest citat. Asta, da. Și la orice biserică creștină care mărturisește crezul creștin, crezul liceu constantinopolitan, care definește foarte pe scurt credința creștină. Acum, dacă cineva ajunge să fie naufragiat pe o insulă și ajunge să fie separat toată viața de biserică, asta nu înseamnă că separarea fizică printr-un accident de biserică îl plasează în afara mântuirii pentru că își va trăi restul vieții undeva pe biserică, singur. Dacă n-auzi de biserică... Dacă are credință sau dacă în momentul naufragierii dobândește credința prin faptul că își aduce aminte de cuvântul prin care vine credința, cuvântul lui Hristos. Dacă n-a avut acces la cuvânt, n-a acces. În afara bisericii nu există mântuire pentru că în afara lui Hristos nu există mântuire și pentru că binecuvântările jertfei lui Hristos sunt împărtășite. Domnule pastor, iertați-vă dacă vă întrerup. Permiteți să continui ideea. Da, vă rog, continuați. Binecuvântările jertfei lui Hristos ne sunt împărtășite prin mijloacele care au fost lăsate în biserică, mijloace pe care le vedem descrise în unul din textele amintite la început în Matei 28. Dezbaterea sau tensiunea despre care vorbiți în ce privește pe Luther se referă la un episcop al bisericii care se consideră pe sine episcop universal, căruia trebuie să-i se supună toate bisericile din lume, și e vorba de o structură ecleziastică, de o biserică dintr-un oraș care crede că trebuie să stăpânească peste bisericile din toată lumea. Reforma protestantă revine la o concepție anterioară monoepiscopatului monarhic, prin care biserica nu este definită în sensul acesta medieval sau în sensul Antichității târzii în care se definește monoepiscopatul monarhic. Dar în același timp, deși avem o lucrare a Duhului Sfânt pe care ați amintit-o, care restrânge răul, care face să existe bine în lume, care face ca nu toți oamenii să fie ca Hitler,
Deși unii oameni sunt ajutați prin această acțiune a Duhului Sfânt să nu comită anumite păcate, să aibă o viață ordonată. Ne uităm la țări precum Japonia. În Japonia există foarte multă ordine, oamenii sunt civilizați, există o anumită morală. Poate acea morală lipsește în alte comunități care sunt creștine. E mai exterioară. Exact. Samuraiul a fost mai... Și din punct de vedere al sistemului lor este de referință greșesc. Este o bunătate civică. Este o ordine în societate. Și toate lucrurile acestea sunt intervenția providențială a lui Dumnezeu, chiar și produsele culturale, tehnologia, medicina, toate lucrurile bune din lumea aceasta de care ne bucurăm, vin tot prin providența lui Dumnezeu. Și deși sunt de acord cu faptul că nu avem în cazul acesta o intervenție mântuitoare a Duhului Sfânt, cred că dacă avem o concepție adecvată despre Trinitate, vom vedea Duhul Sfânt prezent în creație, în mântuire, dar și în lucrarea providențială a lui Dumnezeu. Atunci când am intervenit și m-ați rugat să vă las să continuați, era de fapt o întrebare unde simțeam nevoie de clarificare. Este adevărat că în afara lui Hristos nu există mântuire? În nimeni altul nu este mântuire? Nu este sub cer un alt nume dat oamenilor prin care să fim mântuiți? Și fără moartea lui Hristos, fără sacrificiul lui, nimeni nu se salvează. N-are cum. Nu e posibilitatea asta. Dar în afara bisericii, că despre asta discută Pavel aici, Pavel vorbește despre un păgân care nu are acces la nici măcar la Hristosul istoric. Da? Nu vorbim de Hristosul mântuitor. Dar cugetul lui, unde lucrează Duhul Sfânt, atât cât poate să înțeleagă el și cât poate să-i descopere Duhul Sfânt, îl plasează oarecum în zona aceasta dumnezeiască, spirituală, și poate să trăiască frumos și fără să aibă... Această trăire frumoasă nu este mântuitoare. Este o trăire poate cu mai puține păcate. Este o trăire ordonată ca în Japonia. Dă viața veșnică celor ce pistorința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, chiar dacă nu știu. Da, dar slava, cinstea și nemurirea sunt în Hristos. Da, dar ei nu știu acest lucru. Și atunci cum explicați contrastul? Că Pavel aici creează contrastul. Tu, care te rezi pe un Dumnezeu, care te sprijine, ai lege, făgăduințe, legăminte, tu care zici să nu furi, ai legea, da? Furi, uite că păgânul nu are toate astea, uite că nu face asta. Și atunci Pavel ce face? Spune că, de fapt, un păgân care nu are acces la revelație, așa că are un evreu, poate să fie salvat și poate să trăiască fără să iasă și să trâmbițeze. Eu am lege, făgăduințe, legăminte. În Romani, capitolul 2, cu siguranță se întâmplă mai multe lucruri. Corect. Nu doar ideea și dilema cu care a început această emisiune. Dar atunci când privim la aceste subiecte, nu putem să privim doar la Romani. Trebuie să privim și la alte locuri în Scriptură în care Apostolul Pavel și ceilalți scriitori vorbesc despre mântuire. În același timp, trebuie să înțelegem faptul că legea nu se întemeiază prin credință, pe credință. Prin ascultare de lege, noi s-ar putea să facem niște fapte bune. Și atunci, dar prin ascultare de lege nu avem iertarea păcatelor. De acord. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu e o balanță. Plata păcatului nu este o faptă bună. Plata păcatului este moartea. Și nu există împărtășire cu binecuvântările lui Hristos fără lucrarea mântuitoare a Duhului Sfânt, care vine alături de mijloacele Harului și ne mântuiește. Un copil va fi mântuit dacă nu îl cunoaște pe Hristos? N-a apucat să fie dezvoltat rațional? Un copil este mântuit prin aceeași lucrare a Duhului Sfânt. Dar el știe lucrează. Copilul? Aici nu mă refer neapărat la o manifestare a credinței. Din punctul nostru de vedere, deci, credința este lucrată de Duhul Sfânt în copii și sămânța credinței este pusă în copiii credincioșilor care sunt în cazul bisericilor reformate și botezați, care sunt considerați ca parte a legământului și deținători a promisiunilor lui Dumnezeu, dar manifestarea acelei credințe are loc pe măsură ce copiii ajung la 3-4 ani și pot să-și manifeste credința. Simt nevoia să întreb pe fiecare în parte și o să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Neagru. Este clar că în afara lui Hristos nu există mântuire. Dar așa cum întreba și domnul profesor Mitrache, un copil, un păgân, care nu l-a cunoscut pe Hristos și n-a auzit de el, dar Duhul Sfânt a lucrat în cugetul lui, are șanse la mântuire?
un copil, un păgân, are șanse la mântuire, dar prin credința în Hristos. Sunt nenumărate istorii ale oamenilor, povestiri de pe povestiri adevărate, nu povestiri, ale oamenilor de pe câmpul de misiune, cu persoane cu care s-au trezit la ușă, pentru că cineva le-a spus, du-te acolo, că trebuie să afli ceva. De acord. Exact cum amintea domnul profesor Filip Mariș s-a dus și a stat de despre vorbă cu sutașul Corneliu. A, da? O Filip s-a dus și a stat făcea de vorbă o grămadă de fapte bune. Cugetul lui era afectat și influențat probabil și de tot ceea ce se întâmpla în această cultură evreiască. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi spune, trimite la Iope, că de acolo trebuie să vină cineva care trebuie să spună ce să faci ca să primești mântuirea. Faptele tale bune sunt bune, dar ele nu cântăresc în ecuația mântuirii. Mântuirea vine prin credința în Hristos. De acord. Corneliu era deja acolo, el știa pe iudei. Da. E alt context acolo, fapte 10. Nici nu se poate altfel decât când a venit Hristos și avem revelație. Noi vorbim totuși de cazuri particulare. Cred că aici este o confuzie, că dăm așa pe din două, unii care n-au auzit deloc și alții care au auzit. Nu vorbim de cazuri pe cazuistică. Da, mergem pe cazuri particulare. Excepții. Unii care n-au auzit, dar... Și în cazuri particulare, dacă este să luăm geografic întinderea pământului acum, nu cred că există vreo țară fără mărturie creștină în țara aceea. Da? Fără o mărturie a Scripturii, fără o mărturie a Domnului Iisus Hristos în acea țară. Înainte de Hristos, da? Cum face? Noi, un lucru pe care putem să-l luăm în considerare în ce ați spus în această privință. Pe de o parte, cei înainte de Hristos credeau în Hristos în baza promisiunii date încă lui Adam și Eva în Geneza 3, va veni un mântuitor. Nu-i cunoșteau numele, dar aveau o speranță și încredere în mântuitorul care va veni. Pe de altă parte, privind la situația de acum, duminica dimineața, și menționez duminica pentru că aceasta este ziua când majoritatea bisericilor se întâlnesc la închinare, duminica dimineața sunt mai mulți creștini care se închină în biserici în China decât în Europa. S-ar putea să avem o concepție învechită despre ce înseamnă creștinismul în lume. Proporțional cu populația. Nu vorbesc de procent, vorbesc de milioane de oameni. Bisericile în Europa sunt goale și nu doar în Europa, ci și în București. În București 3% din oameni merg duminica la biserică. În China, evident, procentul probabil este asemănător, dar vorbim de numărul de oameni. Există foarte mulți oameni care sunt credincioși. Există zeci de mii, sute de mii chiar oameni în China care se convertesc, abandonează budismul și ateismul și devin creștini. Pe de altă parte, când privim la Roman 2, ideea din Roman 2 este în tocmai faptul că acești oameni, deși nu au avut revelația specială, ei sunt responsabili pentru păcatele lor și vor fi condamnați de Dumnezeu în baza păcatelor lor. Faptul că nu au auzit Evanghelia nu anulează responsabilitatea și vinovăția, da, pe care o au. Dar în cazul ăsta, omul n-aude Evanghelia, n-are acces la Hristos, mântuirea este doar în biserică, dar este și responsabil pentru păcat. E un pic, cum să vă spun... Pentru că are legea. Legea. Deci nu, păi nu da, legea a zis că nu mântuiește. Nu este o nedreptate ca Dumnezeu să îl condamne pentru păcatele sale, pentru că acel om a acționat împotriva conștiinței sale. Nu există niciun om după cădere care să-și urmeze... Nu există niciun om după cădere care să-și urmeze conștiința toată viața și să nu comită niciun păcat împotriva conștiinței. Dar legea nu-l mântuiește, și a spus și dumneavoastră, legea nu-l mântuiește. Dar el n-a auzit de Hristos, n-a avut acces la har, pentru că n-a auzit de Hristos. Are doar legea și cugetul lui îi spune ce să facă și trăiește frumos. Și totuși e pierdut pentru că n-a auzit. Tocmai de aici vedem importanța misiunii și importanța la celălalt text pe care îl vedem în Matei 28. Înseamnă că eșecul lui Israel și al bisericii duce la moartea multor oameni și mor nevinovați. Nu sunt nevinovați. Tocmai că nu sunt nevinovați. Da. Asta ne spune Apostolul Pavel, că nu sunt nevinovați. Aici este apare predestinarea, oarecum. Numai ceva vreau să vă rog, și apoi mergem la... Și cred că e foarte important. N-ar trebui să pierdem din vedere
ideea de bază a capitolului 2. Pentru că aici, într-adevăr, este vorba despre condamnarea lui Dumnezeu și despre o judecată dreaptă a lui Dumnezeu care se face după standardele lui, nu după ale noastre. După adevărul absolut al lui Dumnezeu și care este Dumnezeu, Hristos avea să spună despre el, eu sunt calea, adevărul și viața, după sau imparțial, prin imparțialitate, și așa cum am spus la începutul serii, Dumnezeu va judeca oamenii și asta de fapt sublinează aici cuvântul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, pe cel pe care El l-a trimis în lumea noastră ca să ia asupra Lui toate păcate. Mântuirea nu-i o răsplătire a unei vieți trăite moral, a unei vieți trăite corect, a faptelor bune. Mântuirea este un har. Este un har. Se capătă prin credință. Și acum, la toată discuția despre cei de dinainte de biserică, e un capitol întreg al eroilor credinței în Evrei, capitolul 11, unde nu sunt numai din poporul ales. Prin credință, apare toți și Rahav, aceștia, și acolo apare și Rahav. Dar acolo există un verset foarte important și de care trebuie să ținem cont. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cei din capitolul 2 se încadrează aici? Sunt din capitolul 2 care se încadrează și aici. Domnii Neagu și Corcea, mă îndresc spre dumneavoastră acum, domnule profesor Burlacu, au spus clar că dacă nu au acces la Hristos și la har, nu sunt mântuiți. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cei despre care vorbește Pavel, au șansa la mântuire? Care este punctul noastră de vedere? Păi, păgânii, neamurile care n-au lege, dar fac din fire lucrurile legii. Aici apare în discuție o altă chestiune, și anume a mântuirii înțeleasă în mod distinct și pe mai multe categorii. Există un verset care spune că în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Aceste locașuri sunt definite de exegeza biblică ulterioară ca fiind mai multe stadii în care simțim desăvârșirea. Desăvârșirea care este resimțită gradual, să spunem așa. La un nivel incipient este resimțită doar ca stare de bine a prezența personală a cuiva, dar această prezență personală a cuiva este una nedeplină, nedesăvârșită, dar nu trăiești o stare de rău. Apoi o stare de bine în care prezența personală a acestui cineva este mai descoperită, mai deslușită și îți dai seama că este Dumnezeu, este lumina lumii în Dumnezeitorul omului. Al treilea stadiu sau încă un stadiu de conștientizare mai acută în care conștientizezi prezența personală a lui Dumnezeu și interacțiunea cu El, după aceea conștientizezi și mai mult existența trinitară a lui Dumnezeu și prezența lui Hristos și lucrarea lui Hristos în istorie, care este un stadiu superior al înțelegerii, și vedem că această participare la desăvârșire este una care ține și de tipul de conștientizare. Acum Dumnezeu a răspândit revelația sa pe fața pământului și zicem noi, găsim un argument așa logic și în funcție de capacitatea oamenilor de a răspunde la această revelație, adică de a se împărtăși de Dumnezeu, pentru că degeaba se descoperă dacă lumea nu răspunde la această revelație sau nu se comportă ca și cum ar trebui să îl cunoască sau îl ignoră, spunem. Și din cauza asta el s-a descoperit poporului care avea cunoștință și avea, pe de o altă parte, o anumită dispoziție de a lega o legătură cu el. N-a făcut în totalitate lucrul acesta și observăm adesea că vin prorocii și mustră pe poporul Israel pentru căderea în idolatrie, pentru nerespectarea legământului cu Dumnezeu, apoi și Hristos, ca Dumnezeu întrupat, vine și mustră poporul pentru faptul că au înlocuit datina cu datinile lor legea lui Dumnezeu. Așa se întâmplă și în ziua de astăzi, când noi oamenii punem sisteme referențiale proprii ca substitute ale voinței lui Dumnezeu, ale legii lui Dumnezeu, ale formei în care El se raportează la noi. Și dimpotrivă ar trebui noi să ne raportăm la acestea, nu să îl convertim pe Dumnezeu la specificitatea noastră.
În asta constă participarea la universalitate. Și de asta spun că dacă în casa tatălui fiind multe locașuri, adică mai multe grade de conștientizare, și desăvârșirea este resimțită într-un mod, să zicem, gradual. Adică într-un mod mai puțin deslușit de către unii, mai nedeplin, pe când pentru alții într-un mod mai deplin și mai funcțional. Care dincolo de exegeza, dincolo de exegeza pe care ați făcut-o pe Ioan 14 cu promisiunea lui Hristos că în casa Tatălui sunt multe locașuri, mă voi întoarce, eu deduc din ce spuneți dumneavoastră că și aceștia despre care vorbește Pavel au posibilitatea sau au avut posibilitatea să se mântuiască direct proporțional cu adevărul acela descoperitor de către Duhul Sfânt cugetului. Sigur că au posibilitatea să se mântuiască. Alminter, Dumnezeu nu creează oameni pentru ca ei să se piardă, ci scopul creierii omului este ca el să vină în comuniune cu el. Fie că face acest lucru sub forma împlinirii unui lucru formal, cum este legea aceasta morală, naturală despre care vorbim, fie că este vorba de cunoștința lui Dumnezeu însuși, așa cum este cazul creștinismului, împlinirea propriu-zisă este cea care conduce sufletul către Hristos și îl pune în legătură cu el. Foarte frumos. Dumnezeu nu creează oameni ca să se piardă. Foarte frumos. Și cred că Iisus Hristos a spus, Dumnezeu nu a venit în lume să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin el. Domnule profesor Mitrache, și mă întorc la dumneavoastră imediat, vreau ca să răspundă toată lumea la întrebări, pentru că este posibil, la întrebarea aceasta, dacă sunt sau nu sunt mântuiți, cei despre care Pavel vorbește în Roman 2, că cei de acasă vor totuși să vadă care e punctul nostru de vedere. Vă rog. Da, eu cred că vor fi mântuiți și, repet, din ce citesc eu în capitolul 2, Pavel nu vorbește doar despre judecată și despre evaluarea prin prisma legii, ci vorbește foarte clar de viața veșnică pe care o dă celor ce stăruiesc în bine, dar nu ca o recompensă pentru stăruința în bine, tot harul lui Dumnezeu este, dar stăruința în bine care poate fi fie având cunoștința Bibliei, fie neavând, având doar legea în inimă sau binte, este o dovadă, stăruința în bine e o dovadă a faptului că tu vrei să umbli cu Dumnezeu la nivelul la care tu-L cunoști. Asta e important. Și spune foarte clar, slavă, cinste și pace vor veni să peste oricine face binele. Mi se pare că Dumnezeu n-ar putea lăsa ca biserica sau Israel să fie agentul vital pentru mântuirea omului. Dacă ar fi așa, vă dați seama că avem de-a face cu miliarde de oameni care de-a lungul timpului au trăit și nu au avut parte de Evanghelie propriu-zisă, pentru că nici Israel și nici biserica nu și-a făcut treaba și ei nu sunt mântuiți doar pentru că n-au aflat. Ori aici o problemă foarte serioasă. E adevărat că acum apare o altă întrebare. Păi dacă pot fi mântuiți în acest fel, repet, nu în afara lui Hristos, să fim foarte înțeleși, nu există mântuire în afara lui Hristos. Hristos e singurul mijloc de mântuire, dar sunt oameni care nu au apucat să afle. Exact. Acum întrebarea pe care eu o am și poate avem să o discutăm, dacă pot fi mântuit și în acest fel, necunoscând foarte multe lucruri, de ce m-am nevoie să mă duc cu aici, Evanghelia la oameni? Aici este întrebarea și pe asta mergem acum. Să vă răspund așa, pentru că deci există această cunoaștere graduală a adevărului, obligă pe cel care cunoaște într-un sistem mai eficientizat să nu se raporteze la un sistem inferior lui de cunoaștere. Adică să nu relativizeze sistemul superior de cunoaștere pe care îl are, și anume revelația dumnezeiască, și să revină la o formă inferioară de cunoaștere pe care o au cei din legea morală naturală. Nu e vorba despre mine să revin, ci mai merg la cei din, să spunem, Tibet, care nu au acces la Evanghelie. Am permis o întrebare. Permis o întrebare. Vă rog, vă rog, domnule. Că tot aducem în discuție chestiuni legate de vinovăție. Vă întreb, copiii lui Acan, care a fost vina lor de au fost omorâți cu pietre că tatăl lor a furat? Au tăinit cu bună știință. Da? Da. Da, dar ele erau mici și nu știa. Nu, păi unde erau mici? Unde spune că erau păi mici? Nu știm nici dacă erau mici, nici dacă erau mari. Păi și la noastră tot speculație. Dacă au fost omorâți, i-au tăinit cu bună știință. Știau regula, este herem. Era totul în spenemicire și nu avea voie, legea e dată. Au tăinit și soția și copiii lui. De aceea au fost omorâți. Era doar în contextul acela, că la următoarea spune vi se dă voie să luați. Deci era o chestie de ascultare Dar legea spune că se pedepsește până la al treilea și al patrulea neam. Da. Deci aici mă urăsc și care rămân și mă îndur până la al miilea neam. Deci aici mă iubesc. Da. Nu e o consecință fără voință aici.
Când da, dar nu e voința celor care vin după, ci a celui care a fost înainte. Voi pedepsivi la treia patru, ceea ce mă urăți, adică continuă să mă urească în mod voit, este altceva. Adică, mi se pare, nu spune în Ezechiel, fiul nu va purta de legea tatălui. Corect. Fiecare... Acolo se schimbă. Nu se schimbă. Sufletul nu, care păcătuiește, Dumnezeu acela va muri. Consecvent. Dumnezeu nu e fiecare suflet, fiecare om va purta propria nelegiuire. Dar aici avem de-a face și cu ideea mântuirii, viața veșnică este promisă celor ce ascultă, chiar dacă nu au cunoștința. Repet, și aici e foarte important. Aici e interesant că și în Vatican II se spune același lucru. Important este să fii credincios în ceea ce crezi. Da, are, Dumnezeu are fii în toate națiunile, te mântuiește sau? Peste tot, în, între toate triburile, în toți nu, atenție, oamenii. Aici vorbim de legea morală, da? Nu, aici Pavel când citează, când spune o clipă, că au, fac din fire lucrurile legii, el citează legea morală și am spus că vorbim corect despre o gândire creaționistă. Au rămas, sunt reminiscențe ale legii morale, nu vorbim de un tip de canibali care a învățat că trebuie să-ți omori pe ceilalți și el așa gândește că e bine, nu. Păi el ce vină are că așa a fost învățat? Nu, vorbim de legea morală. Au în fire lucrurile legii. Da, da, și într-un trip de canibal e posibil ca cineva să se abțină de la... Această lege din ei este legea morală. De la a ucide și de la a face rău, tocmai pentru că idolatria era condamnată, chiar dacă te neșteai și tu credeai că e bine. Idolatria era condamnată, clar. Este foarte clar. Adică vorbeam de o închinare la Dumnezeul Creator din partea acestor oameni. La întrebarea care, cu siguranță, are un răspuns și din partea domnului profesor, de ce să mai mergem în lume și să ducem Evanghelia? Sigur, răspunsul scurt este, e porunca Domnului Iisus Hristos, dar adevărul este că orice om din lumea aceasta are aceeași problemă a păcatului care îl separă de Dumnezeu. Și nu există decât o singură soluție de a ajunge într-o relație cu Dumnezeu, Iisus Hristos. Toate jertfele Vechiului Testament îndreptau spre Hristos și jertfa Lui. Fără vărsare de sânge nu există iertare, iar Hristos este jertfa desăvârșită. Vreau de aceea trebuie să împărtășim și să ducem. Și știți care e partea bună a lucrurilor? Nu numai că putem să ducem vestea bună până la marginea pământului, că este posibil ca oamenii să o și accepte și să o recepționeze. Cineva din Peru odată că conchistadorii au omorât tot din aceeași rațiune pe civilizațiile precolumbiene în America, tot pentru credința în Hristos, tot pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și cei care nu doreau acest lucru. Acolo au fost chestiuni politice și mulți au vrut... Da, își doreau consecvența cu poporul lor și aici se naște o altă problemă, așa cum a adresat domnul pastor întrebarea aceasta a fiilor care urmau în consecvență pe tatăl lor, consecvența cu tradiția culturală din care faci parte sau religioasă este mântuitoare, este socotită ca mântuire sau ți se consideră ca păcat până la urmă? Pentru că, pe de o parte, și ascultarea este o formă de împlinire a voinței lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, și chemarea lui Dumnezeu este superioară legii parentale din care provii. Așa cum spunem noi, ascultă, fiică, vezi, pleacă urechea ta, uită pe poporul tău, casa părintelui tău, și când l-a scos pe Avram din Urul Caldei, l-a scos din casa părinților lui, adică din paternitatea lui. Este clar că în platou răspunsul a fost dat pe din două, împărțit. Există o majoritate de, să zicem așa, sensibilă, mică. 50 plus 1, da? În sensul că trei invitații au spus da, cei despre care Pavel vorbește au posibilitatea la mântuire sau au avut posibilitatea să se mântuiască, alți doi invitații au răspuns nu. Important este să vedem și ce înțelege publicul. Cineva, un domn pe nume Ioan, răspunsul la întrebarea dacă există mântuire fără predicarea Evangheliei. Nu și da, nu. În sensul că Dumnezeu a rânduit mărturia prin Hristos, iar Evanghelia include adevărul despre Hristos. Evanghelia, într-o formă de început, este găsită deja în Geneza 3:15. Da, dacă se consideră că Evanghelia există doar după prezența lui Iisus Hristos pe pământ, apoi moartea, învierea, înălțarea și, mijlocirea lui în cer. În general, mesajele sunt împărțite, da și nu. Dar majoritatea merg spre direcția aceasta că da, au și ei posibilitatea să se mântuiască. Cineva ne provoacă în seara aceasta
Și aș vrea chiar să citesc. Eu mă uit mai mult prin credință că nu am ochelari la mine și așa nu mai văd. Imediat este vorba de ce se întâmplă acum în Turcia și mi se pare o întrebare foarte bună. Așa. Ok, nu-l găsesc acum, dar l-am citit de mai multe ori și spune în felul următor. Musulmanii pot fi mântuiți, mai ales tineri copii care n-au fost învățați despre Iisus Hristos, dar care au murit odată cu cutremurul. Acum, ce se întâmplă în Turcia la momentul acesta? Ce șanse au aceștia, dacă au trăit frumos și curat, atât cât au înțeles ei din religia lor, să fie mântuiți? Poate că aici e mai complicat. Dacă există o mântuire prin fapte, atunci există mântuire pentru oameni care nu au fost așa de răi ca alți oameni mai răi. Nu există mântuire. Aceasta este mântuire prin fapte. Pentru că au fost predestinați să fie născuți în Islam. Este o dramă. Toată discuția despre cum vine mântuirea, dacă vine prin credință sau prin fapte, are legătură de modul în care noi primim neprihănirea lui Hristos. Dar nu cred că asta este. Dacă o primim prin faptul că nu suntem atât de răi pe cât sunt alții, prin faptul că ne-am dat silințele și am făcut cât am putut noi, sau prin credință în Hristos. Pentru că problema păcatelor pe care le-am comis rămâne înaintea lui Dumnezeu și exact asta ne spune Roman 2. Care este standardul, care este nivelul de la care un om ce nu crede în Hristos poate să aibă mântuire pentru că nu e așa de rău? Cine stabilește cât de buni trebuiau să fie musulmanii aceia? Sau au toți musulmanii care nu sunt foarte răi un locaș pregătit în viața veșnică? Mm-hmm. Ok, suntem pe final și aș vrea totuși să abordăm și Matei capitolul 28. Trei au răspuns că cei despre care Pavel vorbește au posibilitatea să fie mântuiți sau au avut posibilitatea să fie mântuiți. Doi colegi din platou au răspuns nu. Și atunci întrebarea ar fi: dacă ei au conștiință, legea este scrisă în inimă și Duhul Sfânt lucrează prin cuget, pot fi înșiși lege, da? Ok. De ce mai trebuie predicată Evanghelia? De ce Iisus Hristos a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia? Răspunsul domnilor Neagu și Corcea este simplu, dar dumneavoastră, ceilalți trei, eu am spus de eroii credinței din Vechiul Testament care au acces sau au fost mântuiți prin credință. Da. Mântuirea nu s-a câștigat nici atunci prin fapte. Corect. Ei au fost mântuiți prin credință, nu prin faptele lor bune sau pentru că au fost ei grozavi, ci pentru că au crezut în Dumnezeu. În Dumnezeul adevărat, în Dumnezeul cel viu. Nu în orice fel de Dumnezeu pe care îl proiectăm sau în propriile noastre fapte pe care noi le facem. Deci mă poziționez clar pe această idee că mântuirea se capătă prin har și prin credință. Corect. Dar, întrebare, dacă neamurile își sunt singur lege, cugetul lucrează, de ce mai e nevoie de predicarea Evangheliei? Pentru că vedem exact ce spune Pavel în capitolul 2, versetul 1. Nu există cineva care tot timpul să aibă acel cuget curat. Cugetul poate să fie pătat, cugetul poate să fie slab, așa cum am spus, și pentru că Pavel spune, exact tu care te îndreptățești și te revolți când vezi depravarea morală, tu ești condamnat, pentru că și tu faci astea, chiar dacă nu le faci atât de des ca și ei. Mă înțelegeți? Și pentru deci că înaintea lui Dumnezeu, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu e viața veșnică în Iisus Hristos. Când vorbim, apropo de întrebarea care a fost pusă, de copii care sunt inocenți și care nu au avut probabil nici posibilitatea să discearnă între bine și rău. Nu cred că există vreun dubiu că Dumnezeu ar avea în dreptatea lui și în bunătatea lui
o altă atitudine decât cea care a avut-o față de copiii care au murit și în vechime, în Vechiul Testament, și au fost inocenți. Corect. Mă gândesc la copilul lui David. David, la un moment dat, știți că a luat acea atitudine și a postit și a spus atât. După ce a murit copilul, eu mă duc la el, dar el nu mai vine înapoi la mine. Aici putem, sigur, specula cât a crezut el că se întâlnește, dar până la urmă e vorba de o discuție legată de cei care, deși se nasc o natură păcătoasă, au o stare inocentă înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc că predicarea Evangheliei, mă rog, pe care o vedem menționată în Matei 28, este necesară, tocmai pentru că vedem ce spune Roman 2. Ei își sunt singuri lege, nu își sunt singuri Evanghelie. Vorbim despre două lucruri diferite. Le înțelegem altfel aici. Înțeleg, dar legea nu este Evanghelie. Legea nu se întemeiază pe credință, ci a spune cine face aceste lucruri, toate lucrurile. Blestemat este oricine nu face toate lucrurile, scrise în Cartea Legii. Acești oameni nu au Cartea Legii prin revelația specială, dar au Cartea Legii și sunt singuri lege prin revelația naturală prin care au lege, dar nu au Evanghelie. Atunci, Evanghelia nu este o lege. Evanghelia este o veste ce-i crezută. Pavel? De ce îi laudă Pavel în contrast cu mustrarea pe care acolo l-o Pavel se află într-o polemică față, împotriva unor evrei creștini care se credeau superiori, pentru că sunt evrei, se credeau mai buni decât cei dintre neamuri care erau creștini, dar de fapt erau, precum și fariseii pe care îi vedem în Evanghelie, erau ipocriți, pentru că, deși țineau unele lucruri din legea revelată special pentru ei, pe altele nu le țineau și erau dintre neamuri, dintre oameni care și astăzi putem să vedem atei, putem să vedem musulmani, putem să vedem budiști, care s-ar putea să nu comită unele păcate ce sunt comise de credincioși. Să aibă o bunătate civică, să aibă o înfrânare care s-ar putea să nu fie în cazul unui om credincios care este mai slab în credință, care este, încă nu a făcut progres în sfințire. Și se folosește de acest exemplu și îi laudă tocmai ca să-i facă de rușine pe acei farisei, pe acei creștini evrei care erau ipocriți și nu își vedeau propriul lor păcat. Eu cred că, numai o singură observație, toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu de folos, să ne învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie vrednic și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar aici văd o încredințare a unei lucrări care nu poate fi neglijată. Hristos, cel înviat, care spune ucenicilor, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, încredințează un mandat bisericii lui, urmașilor lui, duceți-vă și faceți ucenici. Aș vrea să subliniez lucrul ăsta. Aici e un imperativ. Celelalte sunt participii, așa cum spun toți comentatorii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Deci mergând, botezând și învățând, faceți ucenici din toate neamurile. Evanghelizarea este începutul unui proces al ucenicizării. Ăsta e mandatul pe care ni-l dă Hristos. Cred că seara asta ar fi trebuit să stăm mai mult pe ceea ce înseamnă acest mandat și această poruncă până la urmă pe care ne-l dă tuturor. Pentru că Martin Luther, dacă nu greșesc, spunea a evangheliza înseamnă a-L duce pe Hristos la oameni și pe oameni la Hristos. Și altcineva a spus atât de plastic: Evanghelia sau ducerea vestii bune, evanghelizarea înseamnă când un cerșetor spune altui cerșetor unde se găsește pâine. Și îmi vine în minte imaginea din Vechiul Testament, din Împărați, când erau cei patru leproși la poarta Samariei, au ajuns în tabăra sirienilor și au avut belșug de un ospăț adevărat și au spus: astăzi este o zi de veste bună. Nu-i bine ce facem. Trebuie să mergem și să ducem mai departe. Ori cred că noi avem cea mai mare onoare de a duce această Evanghelie până la marginile pământului. Așa este. Domnul Neagu, cum înțelegeți dumneavoastră nevoia de a duce Evanghelia este necesară. Este, nu se poate fără a merge să ducem Evanghelia. La drept vorbind,
dacă n-ar fi fost oameni care să asculte de lucrul acesta, eu n-aș fi fost aici, dumneavoastră n-aș fi fost aici, domnul profesor Mare n-aș fi fost aici, am fi fost toți în parohia domnului preot, profesor preot. Da? Eram păgân. Și a fost o glumă, bănuiesc, da. Nevoia noastră... Nu refer că am ortodox, nu mai am nici căștini. Deci nevoia noastră este aceea de a-i aduce pe oameni să-L cunoască pe Hristos. Ca în această cunoaștere a lui Hristos, prin propovăduirea Evangheliei, ei să ajungă să cunoască mântuirea prin credința în jertfa pe care Hristos a adus-o în locul nostru. Asta le spune Domnul Iisus ucenicilor. Voi trebuie să mergeți. De fapt, imperativul nu este de a merge. Imperativul este de a face ucenici. Acolo se subînțelege. Practic, acolo spune, în timp ce mergeți, mergând, da? Adică se subînțelege că trebuie să mergi și în timp ce mergi, trebuie să faci ucenici. Cum? Propovăduind Evanghelia și învățându-i să păzească tot ce ne-a poruncit el. Probabil că domnul profesor Mihai Burlacu se întreabă în felul următor. Ok, ați plecat din Biserica Ortodoxă în ideea că citiți Biblia și o înțelegeți. Nu, numai puțin, că aici nu s-a plecat din Biserica secundă. Ortodoxă, s-a plecat dintr-un alt trunchi exact. Profesional. Da, dar... Eu m-am născut ortodox. Da. Iudaism. Da. Dar uitați cât sunteți voi aici, atâtea confesiuni... Poate discutăm într-o seară despre evanghelizare și prozelitism. Da. Știți, pe bună dreptate se poate întreba domnul profesor. Ok, să zicem că ziceți că ați plecat din parohia mea. Dar de ce sunteți 5-6 confesiuni și nu sunteți una dacă te înțelegeți altfel scriptura? Ok. Vă rog și apoi... Vreau să-mi ziceți o întrebare, nu? Imediat. Da. Nu, mă gândeam că dumneavoastră vă întrebați, ok, ați plecat din parohia mea, dar trebuie să fiți o singură biserică, dar sunteți mai multe. Poate e valabil în cazul okay. Vă rog. Legat de dilema pe care o menționați, legat de domn profesor Burlacu, probabil că ar fi util să luăm în calcul și diversitatea istorică ce există în privința acestei dileme. Există o tradiție antică ce vede mântuirea în afara credinței creștine, în afara bisericii, și în mod special este o strategie de apologetică pe care o folosește Iustin Martirul, să prezinte creștinismul ca ceva ce poate să fie acceptat de către oameni și argumentează în fața oamenilor de atunci în afara bisericii că, până la urmă, și Platon și Aristotel au vorbit tot despre Logos, tot despre aceleași adevăruri pe care ei le-au înțeles la un alt nivel, dar și ei sunt mântuiți. De-a lungul istoriei mai există teologi care urmează această tradiție a lui Iustin Martirul, chiar și în zona protestantă, în special în zona mai platonizată, precum zvinglianismul. Zwingli credea și el că Platon și Aristotel sunt mântuiți, că există mântuire în afara credinței în Evanghelie, că vorbim de Evanghelia din Vechiul Testament sau cea din Noul Testament. Astfel de opinii, evident, sunt favorizate de percepția modernă, care vede exclusivitatea mântuirii doar prin biserică drept ceva oribil. Este o dramă. Când te gândești la oameni care sunt sub condamnarea lui Dumnezeu, fie că sunt în țara noastră și trăiesc în răzvrătire față de Dumnezeu sau că sunt în alte țări, este o dramă, este ceva groaznic. Judecata lui Dumnezeu este ceva groaznic, ceva care ne cutremură. Dar în același timp există o altă tradiție din istoria bisericii, din antichitate, l-am pomenit pe Sfântul Ciprian, și aș spune o mare parte din teologii medievali și de majoritatea copleșitoare a teologilor reformei, care spun că există mântuire doar prin credință în Hristos, doar în cadrul bisericii. Și acum, evident, privind la aceste două tradiții care există, ne apropiem de Scriptură și putem să vedem toate textele care vorbesc despre mântuire, să vedem dacă undeva se vorbește despre mântuirea celor care nu au credință. Dați-mi posibilitatea. Mulțumesc, vă rog. Am văzut așa din ceea ce a spus dumneavoastră că înțelegeți mântuirea
ca pe o formă de realizare sau de săvârșire personală condiționată de adeziunea formală față de o confesiune sau față de modul de a crede într-un anume fel. Da sau nu? Prin credință, prin încredere în Hristos și Hristos, persoana și lucrarea sa fiind definită... De ce v-am întrebat lucrul ăsta? Conform crezului. Am înțeles. De ce v-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că noi, ortodoxi, nu credem că suntem mântuiți, chiar dacă suntem ortodoxi. Iertați-mă? Deci noi ortodoxi considerăm că nu suntem mântuiți doar pentru faptul că suntem ortodoxi. Ca să revin la... Nu mă refer la o adeziune formală, nominală. Bun, la o adeziune personală, vis-a-vis o credință, vis-a-vis o credință la o realitate sinceră, spirituală, raportată la confesiunea din care faci parte. Nu? Ci credeți, în primul rând că sunteți mântuiți datorită cărui fapt? Și unei componente pe care aici nu știu dacă o să fie un asentimentul tuturor... Vă rog. Și faptelor bune. Faptelor. Adică legii. Adică exact aceluiași lucru pe care le aveau evreii. Deci noi considerăm că mântuirea are trei condiții. Harul lui Dumnezeu, credința în El, dar de ce le spun și vă spun și de ce le pun în ordine asta, și apoi faptele noastre. În primul rând, harul lui Dumnezeu, care este mila lui către noi. Corect. Bunătatea lui de a se oferi nouă. Așa este. Doi, credința în El, care este legea descoperită nouă, pentru că nu avem cum să credem în El decât dacă ni se descoperă, și adeziunea noastră la credință. Și trei, faptele care răspuns al nostru la faptul că știm despre El, da, adică la credință. Așa este, dar faptele acestea pe care noi le facem, Pavel, este cât se poate de limpede în Efeseni 2:10, noi suntem lucrarea Lui, 8 și 9, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Noi în aceeași măsură, Pavel spune că... Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. Deci, am înțeles. Deci ce spune Pavel este că faptele bune nu le facem cu scop soteriologic mântuitor, ci le facem ca să rămânem în har. Adică e o dovadă că harul lucrează în noi. Dacă e așa, înseamnă că faptele trădează ai cui suntem și că suntem schimbați, transformați. Avem opinia că faptele bune întotdeauna colaborează cu harul. Sunt un rod al harului și nu sunt niște răspunsuri paralele cu harul sau care nu vin în corespondență cu harul Dumnezeu. De fapt, cine beneficiază pentru de harul lui Hristos nici nu poate să nu facă fapte vrednice de pocăință. Da, dar nu le face cu scopul de a fi mântuit. Adeziunea propriu-zisă la o confesiune, chiar dacă eu cred sincer, dar faptele mele pe dinăuntru, în particularitatea mea, onestitatea mea internă, nu este la standardul credinței pe care mi-o asum, nu te mântuiești. Dar și Reforma Protestantă include faptele, le include ca dovezi ale mântuirii, ca dovezi ale faptului că credința este adevărată, este autentică. Nu-i vorba de adeziunea la o confesiune a credinței creștine, ci mărturisirea credinței creștine, așa cum este definită de crezul creștin. Nu-i vorba doar... vrut să înțeleg mai bine de ce. Nu-i vorba doar de adeziune. Da. Dar, din nou, nu putem să spunem că faptele nu sunt importante, dar în același timp nu putem să spunem că se poate fără credință. În Biserica Adventistă este clar că nu faptele mântuiesc, dar faptele sunt o dovadă că noi rămânem în harul lui Hristos și Hristos, în momentul în care rămânem în harul Lui, din firești ne transformă în oameni duhovnicești și faptele nu mai pot fi firești, ci sunt duhovnicești. Ce facem cu textul din Pavel care spune că nici lacomii, nici desfrânații, nici malahiștii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Sau Sfântul Iacob care spune credința fără fapte este moartă. Corect. Deci faptele trebuie să fie o consecință firească a credinței. Iar dacă aceste fapte ale noastre nu urmează credința, degeaba credința aceea nu este una riguroasă, ci este o credință formală, de suprafață, de raportare socială. Corect. A mea la un corpus din care fac parte. Dar Iacov, fără credință... Iacov nu contravine cu Pavel sau cu restul apostolilor. N-am spus că sau, virgulă nu, contravine. Iacov vine și spune că dacă tu emiți pretenții că ești în harul lui Hristos și că ai credință, dar faptele trădează lucrul acesta,
atunci credința este moartă. Pentru că și Hristos a spus, după faptele lor îi veți cunoaște. Da? E cât se poate de clar. Fapte fără credință e posibil, dar credință fără fapte e imposibil. Exact, sau fapte după fără credință nu este mântuire. Da, se poate, da. Dar credință nu fără este fapte, împărtășirea binecuvântărilor lui Hristos. Și aici intrăm într-o altă discuție și anume pe care am avut-o anterior, și anume a faptelor bune, dar fără credință. Adică există oameni care n-au auzit de Hristos, n-au legea, dar fac fapte bune. Au credință, au credință în Dumnezeu. Au credință. Au credință în Dumnezeu. Au credința într-o formă exterioară lor și superioară. Au credința în idoli, au credința într-un Dumnezeu aici, fals al islamului. Vorbim de cum spune Pavel aici, vorbim despre revelația naturală de conștiința lor și ei se raportează la Dumnezeu, nu la idoli. Dar acești oameni nu există doar undeva pe insule. Există în aceste religii, există domnilor, în profesor, islam, suntem deja, timpul e expirat de mult și imediat intrăm pe celălalt spațiu. Îl rog pe domnul profesor Bulacu să-și termine ideea și apoi să terminați și noastră. Vă rog. Deci, reiau mântuirea în creștinism, un ortodox, presupune aceste trei condiții. În forma aceasta, harul lui Dumnezeu, credința și faptele bune ca o consecință. Deci prima fiind harul lui Dumnezeu. Dacă faptele bune sunt ca o consecință a mântuirii, amin, mergem acasă, dăm mâna și credem la fel. Dar sunt dacă ca o consecință a mântuirii, nu cu scopul de a fi mântuit. Și nu condiția mântuirii. Nu condiție. Sunt o condiție a mântuirii. Ci sunt roadele mântuirii. Sunt roade ale mântuirii, roadele da. Mântuirii. Sunt credem la fel. O să vreau să spun ceva, dacă se poate. Domnul profesor Marius Mitrache, de ce mai e nevoie? Că dumneavoastră a susținut că cei despre care Pavel vorbește au acces la mântuire și pot fi mântuiți și fără să-L fi cunoscut pe Hristos. De ce mai e nevoie de predicarea Evangheliei? Trebuie să facem distinție între biserică și împărăție. Biserica nu este împărăția, este doar instrumentul împărăției și biserica este păstrătoarea adevărului Hristos. Se poate întâmpla la un moment dat ca biserica să nu ajungă la cineva. Se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că omul nu are șansa la mântuire. E nevoie să ducem Evanghelia și pentru cel care trebuie să afle, dar și pentru mine, ca ucenic al lui Hristos, care duc Evanghelia, mă formează pe mine. Hristos putea să facă evangelizarea prin îngeri. Așa cum a venit la Corneliu îngerul, putea să facă prin îngeri și nu mai avea nevoie de biserică, sau putea prin Pavel. Hristos s-a descoperit și nu mai merge la... Dar prin îngeri n-a făcut evanghelizarea. Poftim? Prin înger n-a făcut evanghelizarea. I-a spus că are nevoie de evanghelie. Putea. Însă, ar fi bine să înțelegem că biserica nu este împărăția, nu e vitală, nu este vitală în mântuire. Biserica nu mântuiește, dar cineva care nu poate fi formal în biserică, n-a aflat de biserică, nu e vinovat că n-a aflat. El poate să facă parte din biserica invizibilă, să fie un credincios autentic al lui Dumnezeu, în contextul în care el primește o revelație din natură, conștiința lui, așa cum spune Pavel aici. În acest context, cred că Dumnezeu este mult prea sfânt, mult prea drept și mult prea bun să îl piardă pe un om doar că nu a aflat ceva corect. Specific. Și repet și închei. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu că sunt păstor adventist. Închei. Ci că așa înțeleg și eu. În Tit Pavel spune așa, el ne-a mântuit ca să îndepărteze orice suspiciune. Nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, nici măcar alea. Corect. Nu pentru alea, ci pentru îndurarea lui, dar specifică, se face prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Adică se văd niște efecte. Tit 3:5. Da. Foarte frumos. Dacă pot... Doar o jumătate de minut. Un minut. Ca să legăm cele două. Un minut vă aveți la dispoziție. Roman 10 am mai amintit în seara asta, dar vreau să punctez ultimele versete. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. O spune în contextul în care Pavel zice în 12, în adevăr nu este nici o deosebire între iudeu și grec, căci toți au același domn care este bogat în îndurare, pentru toți cei ce cheamă. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, ce frumoase sunt, sau cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, a celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezență, domnilor profesor. Dumnezeu este cel care ne răsplătește efortul de a ne exprima liber și de a pune în valoare ceea ce
credeți dumneavoastră și ceea ce cred bisericile pe care le prezentați. Concluziile sunt trase de către cei ce ne urmăresc. Dragi prieteni, mă uit aici și sunt foarte multe mesaje în seara aceasta. Și vreau să-mi prezint scuze că nu am ochelari la mine și mi este foarte greu să le citesc, dar din ce am observat aici, parte bună dintre dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă mântuirea în Hristos, dar în același timp și faptul că cei despre care Pavel vorbește au șanse la mântuire. Aș vrea să clarific un lucru. Sunt întrebat la fiecare emisiune de ce nu sunt și alte confesiuni religioase prezente aici. Și unii dintre dumneavoastră dați chiar nume de lideri ai unei biserici. Trebuie să știți că toate confesiunile despre care dumneavoastră mi-ați scris aici sunt invitate. Dacă dumneavoastră credeți că puteți să convingeți pe acei lideri despre care mi-ați scris aici, îi rog pe colegii de la regie să vă dea numărul meu de telefon. Fie într-un mesaj, fie dumneavoastră puteți suna după aceea și să cereți numărul meu personal. Și puneți-mă în contact cu liderii despre care ați vorbit. Mulțumesc încă o dată, Domnul să binecuvânteze ceea ce ați discutat și ați spus în seara aceasta aici, în platoul Speranța TV. Noapte bună, noi ne întâlnim săptămâna viitoare, joi, la ora 20. La revedere!